Lumina lumii, prezență divină, ajută-mă să înțeleg cât de frumos m-ai creat pentru tine, speranță mi-ai dăruit. Toată închinarea, toată adorarea, ție stăruiesc, o Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Rege etern, ce domnești sus în ceruri, la dreapta Lui Dumnezeu. În umilință venit ai în lume, din dragoste te-ai jertfit. Toată închinarea, toată adorarea, ție stăruiesc, o Domnul meu. Numai Tu ești veșnic, numai Tu ești vrednic, Doamne, numai Tu ești minunat. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Domnul Iisus și Duhului Cel Sfânt, care încă o dată în bunătatea Lui, frații mei, îndurarea, mila Lui, suntem din nou în casa de rugăciune. De aceea putem să zicem din toată inima, slăvit să fie Domnul. Haideți să ne închinăm Domnului, mulțumindu-I căci suntem în casa de rugăciune și Dumnezeu să binecuvânteze ziua de astăzi. Și fiecare inimă să simtă cu adevărat că Domnul-i Cel care ne cercetează pe fiecare. Haideți să ne rugăm cu toți. Venim înaintea Ta să-ți mulțumim.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum iertăm și noi greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția și puterea și slava. De aceea venim să-ți mulțumim în această dimineață, Tată Ceresc, pentru că în bunătatea Ta cea mare, Doamne, suntem din nou în casa de rugăciune. Binecuvântă pe fiecare, Doamne. Lasă în această dimineață ungere sfântă peste fiecare, Doamne. Peste tânăr, peste bătrân, peste fiecare care suntem în casa de rugăciune. Și ori veni în continuare, Te rog, Doamne, cercetează-ne în această dimineață. Lasă pe Duhul Sfânt, Doamne, să prelucreze inima, mintea noastră fiecăruia, Doamne. Și să slăvim numele Tău, Tată Ceresc, pentru că Tu ești singurul care meriți toată gloria, toată lauda, Doamne. De aceea și mulțumim pentru aceasta și Te lăudăm. Binecuvântă lucrarea, Doamne, în această dimineață în continuare. Binecuvântă cântarea de laudă, Doamne. Binecuvântă, Tată Ceresc, pe fiecare în parte, Doamne. Și noi și mulțumim și Te credem pe Tine, căci în numele Domnului Iisus, Tată Ceresc, Te slăvim și Te lăudăm și prin puterea Duhului Sfânt îți mulțumim în continuare. Numele Tău, Sfântă Treime, fie lăudat în veci. Amin. Să cântăm vreo două versete dintr-o cântare. Iisus, m-ai cuprins, binecuprins, Iisus, viață-n mine ai aprins, Iisus, m-ai iubit și m-ai salvat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Pentru ori lumină ai, Iisus, celor mulțule dai grai, Iisus, șchiopii iarăși au umblat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Iisus, ești păstor celor pierduți, Iisus, apărător celor micuți, Iisus, din robie ne-ai scăpat, să fii veșnic, veșnic lăudat. Haideți să deschidem Biblia la pagina 622, vom citi Psalmul 116, ne-am plecat pe genunchi cu toți într-o rugăciune de mărturisire. Iubesc pe Domnul căci El aude glasul meu, cererile mele. Da, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Mă înfășuraseră legăturile morții și mă apucaseră sudorile mormântului. Eram pradă necazului și durerii, dar am chemat numele Domnului și am zis, Doamne, mântuiește-mi sufletul. Domnul este milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Domnul păzește pe cei fără răutate. Eram nenorocit de tot, dar El m-a mântuit. Întoarce-te, suflete, la odihna ta, căci Domnul ți-a făcut bine. Da, Tu mi-ai izbăvit sufletul de la moarte, ochii din lacrimi și picioarele de cădere. Voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii. Aveam dreptate când ziceam, sunt foarte nenorocit. În neliniștea mea ziceam, orice om este înșelător. Cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor și voi chema numele Domnului.
Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor. Scumpă este înaintea Domnului moartea celor iubiți de El. Ascultă-mă, Doamne, că sunt robul Tău. Robul Tău, fiul roabei Tale, și Tu mi-ai desfăcut legăturile. Îți voi aduce o jertfă de mulțumire și voi chema numele Domnului. Îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, în curțile casei Domnului, în mijlocul tău, Ierusalime, lăudați pe Domnul. Amin. Ne plecăm și ne. Iată-ne la picioarele tale.
să ocupăm locurile, să cântăm cu toți spre slava Domnului. Și pe fratele Nucu, vă aducem cu mâini și din nou ne vom ruga. Așa de mult îl pomenesc mereu, aș vrea într-una să-l ascult, chiar când drumul e greu. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. Cuvântul lui spune așa, către ce los îndit, căci Iisus sus pe Golgota pentru el s-a jertfit. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. El e Iisus Hristos, pe El. E mirele ceresc. În numele lui azi mă-nchin și-l rog pe Tatăl Sfânt să-mi dea din Duhul Său Divin aici pe acest pământ. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. El e Iisus Hristos, pe El eu îl iubesc. El e cel mai frumos, e mirele ceresc. Binecuvântat să fie Tatăl, binecuvântat să fie Fiul și Duhul Sfânt, acum și în veci de veci. Așa cum spunea poetul acestei cântări, El e Iisus Hristos. Păi El, noi vrem să-L iubim. Haideți într-această vreme și într-această zi de dimineață să spunem din toată inima, El este Iisus Hristos și pe El noi vrem să-L iubim. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Putem să spunem cu toți într-această zi de dimineață, căci numai harul și numai dragostea lui Dumnezeu a fost de partea noastră de ne-a ajutat ca să fim într-această zi de dimineață aici. De aceea, haideți să venim înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim lui Dumnezeu, pentru că El a fost și săptămâna care a trecut, a fost cu noi, ne-a păzit, ne-a ocrotit și ne-a ajutat ca să fim aici. Nu tot așa pot să spun acei care într-această vreme trec prin necazuri, trec prin greutăți, trec prin suferință. Nu tot așa pot să spună ei, dar să știți, frați și surori, căci nu suntem noi mai buni, cu niciun pic mai buni ca și acei care trec prin suferință. Nu suntem mai buni ca și ei. Dar față de mine și față de dumneavoastră, Dumnezeu și-a mai arătat harul și dragostea. Și dacă suntem într-această dimineață aici, haideți să-i mulțumim lui Dumnezeu,
Și în rugăciunea care vom face-o, să strigăm către Dumnezeu și să-L rugăm pe Dumnezeu să ne ierte și să ne dea binecuvântare și să nu uităm, să ne rugăm și pentru cei care sunt în necazuri, pentru cei care sunt în suferință, căci au nevoie. Au nevoie de rugăciunile noastre, au nevoie să mijlocim înaintea lui Dumnezeu pentru ei și bunul Dumnezeu să fie acela care să audă rugăciunile noastre. Așa cum spune aici în Psalmul 116 cu versetul 1, unde spune așa: iubesc pe Domnul, căci El aude. Ce aude Dumnezeu? Aude glasul meu și cererile mele. Frați și surori, să știți că Dumnezeu este acela care aude. Aude și cererile mele și cererile dumneavoastră. De aceea, haideți, într-această vreme, pe acest Dumnezeu să-L iubim noi, să-L iubim din toată inima. Și știți de ce? Pentru că prima dată El a fost acela care ne-a iubit pe noi. Și știți cât de mult ne-a iubit El pe noi? Așa de mult ne-a iubit încât și-a dat pe Fiul Său ca să fie răstignit și să moară pentru păcatul meu și pentru păcatele dumneavoastră. Așa de mult ne-a iubit și nu numai atâta. Ne-a dat dreptul să ne numim copii ai Lui. În 1-a epistola lui Ioan, în capitolul 3, cu versetul 1 acolo, spune cuvântul lui Dumnezeu, se spune așa: vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui. Și noi suntem al lui Dumnezeu. El atât de mult ne-a iubit, ne-a înfiat și ne-a dat dreptul acesta să fim ai Lui. De aceea, frați și surori, haideți, într-această vreme, pe Dumnezeul acesta să-L iubim noi, care spune aici că și El aude. Avem un Dumnezeu care aude. Avem un Dumnezeu nu numai care aude, și vede. Avem un Dumnezeu care și vorbește. Deci pe acest Dumnezeu să-i dăm noi toată slava, să-i dăm noi toată cinstea, gloria și onoarea. Dumnezeul nostru care aude, a auzit și strigătile poporului Israel atunci când ei erau în robie acolo, subjugați în împărăția lui Faraon, și au strigat și Dumnezeu a auzit strigătile lor, a auzit gemetile lor. Și știți ce a spus lui Moise? Zice: Moise, am auzit strigătile, am auzit gemetile poporului meu acolo în Israel și te trimit pe tine, du-te și scoate-i de acolo, căci vreau să-i duc într-o țară care curge lapte și miere. De ce? Pentru că poporul a strigat și Dumnezeu a fost acela care a auzit. Frați și surori, avem un Dumnezeu care aude, ne aude și pe noi. Ne aude și pe acel care cântă, și pe acel care se roagă, și pe acel care vorbește din cuvânt, aude Dumnezeu. Dar știți ce? Dumnezeu mai aude și altceva. Ne aude Dumnezeu și atunci când noi vorbim de rău pe altcineva. Aude Dumnezeu când noi ne adunăm la oaltă și în loc să vorbim din Scriptură, din Psalmi, mai vorbim de rău sau mai clevetim. Să știți că și Dumnezeu și aceasta o aude. A auzit Dumnezeu pe Maria, sora lui Moise, atunci când ea s-a întâlnit cu Aron. A început să vorbească și ne arată cuvântul lui Dumnezeu prin Numeri, capitolul 12, versetul 1 și 2, căci vorbeau împotriva lui Moise din pricina soției care a luat-o el, o femeie etiopiancă. Dar nu numai atâta. În versetul 2 spune căci Maria spunea: dar ce? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu? Nu vorbește Dumnezeu și prin noi? Și Dumnezeu spune acolo căci a auzit-o. Și știți ce a făcut Dumnezeu? I-a chemat pe toți trei la cortul întâlnirii. Și Dumnezeu acolo s-a coborât într-un stâlp de nor și a început să le vorbească. A început să-i spuie lui Aron și la Maria: ce legătură este între Moise și Dumnezeu? Ce legătură este între Dumnezeu și Moise? A început să le spuie. Și pe urmă Dumnezeu a plecat. S-a ridicat și norul acela, s-a ridicat și
Știți ce s-a întâmplat cu Maria? A rămas plină de lepră. Numai căci Aron s-a dus înaintea lui Moise și a recunoscut că ce-au greșit, s-au rugat de Moise și a spus: Moise, rogă-te lui Dumnezeu pentru noi, pentru Maria. Și Moise a făcut lucrul acesta și Dumnezeu a fost acela care a ascultat și a auzit și rugăciunea lui Moise și a vindecat-o. Frați și surori, Dumnezeu este acela care aude, ne aude pe unul fiecare, aude ceea ce facem noi, de aceea. Haideți să-L slăvim, să-L binecuvântăm pe acest Dumnezeu care aude. Binecuvântat să fie numele Lui. Într-o împrejurare, Ilie îi spune împăratului Ahab, împăratului Israel, și parcă îl provocă pe împărat ca să adune pe tot poporul lui Israel, să-l adune pe muntele Carmel, ca să le arate care este Dumnezeul care aude, Dumnezeul care este adevărat. Fiindcă împăratul lui Israel, împăratul Ahab, a făcut niște idoli și a dus pe popor în rătăcire și i-a pus să se închine la acei idoli. Și Ilie l-a provocat și a spus: nu, acum adună pe popor, pe tot poporul, adună pe muntele Carmel și să vină și acei 850 de proroci, 450 de proroci al lui Baal și 400 a Astartei, să vină toți acolo și să vedem acolo care este Dumnezeul adevărat, care este Dumnezeul care aude, care vede și care vorbește. Și i-a adunat pe toți acolo și a spus: nu, acum știți ce? Haideți să facem două altare. Faceți voi un altar, puneți lemnele pe altar, puneți jertfa și apoi strigați către Dumnezeul vostru. Și dacă Dumnezeul vostru vă va auzi și va trimite foc din cer să mistuie jertfa de pe altar, acela va fi Dumnezeu adevărat, dar dacă nu, nu. Și au început ei, au făcut altarul, au pus lemnele, au pus jertfa și au început să strige. Dar știți ce ei au strigat? De dimineața până la amiază, de la amiază până spre seară, au strigat către un Dumnezeu care nu auzea, către niște idoli pe care Scriptura ne arată și ne spune aici în Psalmul 115 cu versetul 4, spune așa: căci idolii lor sunt argint și aur, făcuți din mâini omenești, au gură, dar nu vorbesc, au ochi, dar nu văd, au urechi, dar n-aud. Și le spune mai departe cum sunt idolii aceștia. Vedeți la ce Dumnezei, la ce idol strigau ei în vremea aceea? La niște Dumnezei, la niște idoli care erau făcuți de mâinile lor. Erau făcuți de mâinile lor, le-au făcut ochi, urechi, de toate, dar nu aveau viață în ei, nu puteau să vorbească. Spre acești Dumnezei au strigat și acei proroci. Și nu i-a auzit, dar slăvit să fie Domnul, căci vine Ilie înspre seară și le spune: noi, de ajuns, a strigat de ajuns acum la Dumnezeul vostru, Dumnezeul vostru nu v-a auzit. Acum știți ce? Am să fac eu altarul, am să-l dreg eu, am să pui eu jertfa și am să strig eu către Dumnezeul meu. Și a făcut Ilie, a făcut altarul și l-a dres. A luat cele 12 pietre după sămânția copilor lui Iacov și a pus lemnele, peste lemne a turnat și apă și a pus jertfa și știți, a făcut o rugăciune scurtă Ilie. Și haideți să vedem ce rugăciune a făcut Ilie înaintea lui Dumnezeu. În 1 Împărați, în capitolul 18, cu versetul 36 și 37, unde spune așa: în clipa când se aducea jertfa de seară, prorocul Ilie s-a apropiat și a zis: Doamne Dumnezeul lui Avram, Isaac și Iacov, fă să se știe astăzi că Tu ești Dumnezeu în Israel, că eu sunt slujitorul Tău și că toate aceste lucruri le-am făcut după porunca Ta. Ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să cunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și să le întorci inima înspre bine. Și știți ce s-a întâmplat după această rugăciune? A venit foc de la Domnul din cer și s-a
a mistuit jertfa, s-a aprins altarul și a mistuit jertfa. Slăvit să fie numele Lui. Un Dumnezeu care aude, a auzit rugăciunea lui Ilie, aude și rugăciunea noastră. Slăvit să fie numele Lui Dumnezeu. Pe acest Dumnezeu să-L slăvim noi și să-L lăudăm în vremea de astăzi. Pe acest Dumnezeu care aude, pe acest Dumnezeu care vede, pe acest Dumnezeu care ne vorbește, pe acest Dumnezeu care își împlinește tot ceea ce spune El, pe acest Dumnezeu să-L iubim noi și să-L slăvim, binecuvântat să fie numele Lui Dumnezeu. Și mai avem și Dumnezeul nostru, nu-i numai acesta care vede, aude și vorbește. Și aici, în versetul 5, ne arată cuvântul lui Dumnezeu, căci Domnul este și milostiv și drept și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Deci avem un Dumnezeu plin de milă, avem un Dumnezeu plin de dragoste și de bunătate. Pe acest Dumnezeu să-i dăm noi toată slava, cinstea, gloria. Dar haideți puțin să vedem. Căci ne arată Scriptura că Dumnezeu nu este numai plin de milă, și este și un Dumnezeu aspru, este și un Dumnezeu ca și para focului. Și haideți să vedem pentru cine este Dumnezeu plin de milă și de îndurare și pentru cine este ca și para focului. Haideți să privim puțin la cetatea Ninivei, la oamenii din cetatea Ninivei. Acolo ne arată Scriptura că era o cetate foarte mare, erau peste 120.000 de oameni și acești oameni nu deosebeau stânga de dreapta și nu cunoșteau pe Dumnezeu și păcătuiau împotriva lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a luat o hotărâre și a spus că vreau să-i inimicesc cu desăvârșire. A trimis pe prorocul Iona la ei și i-a spus lui Iona, du-te și strigă încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. A auzit oare Iona ce a spus Dumnezeu? A auzit. Numai că Iona nu a ascultat și a făcut cale întorsă, știți toată istoria lui, a ajuns în pântecile unui pește prin adâncul mării, el a strigat către Dumnezeu, Dumnezeu l-a auzit, i-a ascultat rugăciunea, a fost scos înapoi pe țărm și i-a dat Dumnezeu din nou directivele, nu, acum du-te înapoi acolo, du-te la cetate și strigă. Și a ajuns Iona în cetate și a strigat, încă 40 de zile și cetatea va fi nimicită. Și știți ce s-a întâmplat acolo? Oamenii din cetate au auzit glasul lui Iona, au auzit ceea ce a spus Dumnezeu prin Iona și au fost acei care s-au întors la Dumnezeu. Au fost aceia care s-au smerit înaintea lui Dumnezeu. Au fost aceia care și-au recunoscut greșeala și păcatul. Și a auzit și împăratul de lucrul acesta și împăratul a dat un ordin ca de la cel mai mic până la cel mai mare, de la oi, vite, toți să nu mănânce și să nu bea nimic. Și să stea în sac și cenușă și să se zmerească, să recunoască că sunt păcătoși. Și spunea împăratul, da, dacă Dumnezeu va fi acela care ne va ierta și va avea milă de noi. Și știți ce s-a întâmplat? Dumnezeu a fost acela care a avut milă de ei. A fost un Dumnezeu plin de milă, pentru că și ei și-au recunoscut greșeala, pentru că ei s-au întors de la păcatele lor. Dumnezeu a fost un Dumnezeu plin de milă și i-a iertat. Dar nu tot așa s-a întâmplat cu cetatea Sodoma și Gomora. Acolo oamenii nu s-au întors la Dumnezeu, ei au cunoscut pe Dumnezeu, au știut, li s-a spus căci trăiesc în păcate și în fără de lege, dar ei n-au ascultat și Dumnezeu a fost acela care a fost un Dumnezeu aspru cu ei și i-a pedepsit. Frați și surori, avem un Dumnezeu care vede, avem un Dumnezeu care aude, avem un Dumnezeu care ne vorbește. Haideți, frați și surori, pe acest Dumnezeu să-L slăvim și să-L binecuvântăm noi. Haideți să ne ridicăm înaintea lui Dumnezeu și într-o rugăciune stăruitoare să strigăm către Dumnezeu, Doamne, ajută-ne ca să Te putem iubi pe Tine din toată inima noastră. Amin.
locurile, să mai cântăm verset dintr-o cântare și apoi fratele Varian ne va îndemna la următoarea rugăciune. Să recitez versetul 5 și apoi din Psalmul 103 un verset sau două.
Domnul este milostiv și drept. Și Dumnezeul nostru este plin de îndurare. Credeți lucrul acesta? Versetul 8 din Psalmul 103. Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. Versetul 10. Nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fărădregile noastre. Versetul 13. Cum se îndură un tată de copiii lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de el. Amin. Priveam în sală și mi-am adus aminte de Domnul Iisus când a vindecat pe cei 10 leproși. Dintre cei 10 leproși, unul singur s-a întors la Iisus. Și privind în sală, am zis, tot așa este și în ziua de astăzi. Dacă cineva ar face un calcul, și calculatorul ar putea face, câți au fost botezați și aduși la Domnul, și cât s-au întors dimineața aceasta la Iisus, cred că este 1 la 10. Se respectă acel procentaj. De ce? Pentru că ne-am îndepărtat de cuvântul lui Dumnezeu, ne-am îndepărtat de lucrarea lui Dumnezeu adevărată și ne-am îndepărtat de dragostea lui Dumnezeu. Dar foarte interesant că în situația aceasta Dumnezeu încă ne mai iubește. Dacă ești prezent în dimineața aceasta în locul acesta, este tocmai faptul că Dumnezeu te mai iubește. Ne mai iubește ca și cum iubește un tată pe copiii lui. Și spune Biblia, chiar dacă o mamă s-ar supăra pe copil și ar face așa și așa, el nu se supără. Am citit că este îndelung răbdător. Doamne, mai ai răbdare cu noi. Mai ai răbdare cu noi în dimineața aceasta și în zilele care urmează, până la venirea ta. Pentru că suntem slabi și fără tine nu putem face nimic. De aceea aș vrea să facem o rugăciune în care să-L chemăm în ajutor. Să vină, să ne umple cu Duhul Sfânt, să ne dea putere și cei care nu sunt sigilați cu Duhul Sfânt să ceară, să intre în stăruință, să ceară botezul cu Duhul Sfânt. Pentru că toate semnele vestesc, așa cum cântau frață, venirea Domnului Iisus Hristos. Și nu știu dacă va mai fi un moment în care mă pot pocăi, în care mă pot căi, sau nu va mai fi. Următorul minut sau următoarele secunde nu sunt a mele, sunt a Lui, slăvit să fie numele Lui. Spunea fratele și am rămas oarecum impresionat de câte ori a repetat Domnul vorbește. Nu știu câți, dar mă rog ca Dumnezeu să trimită Duhul Sfânt peste fiecare să înțeleagă că Dumnezeu vorbește. Dar Biblia ne spune că omul e problemă. La om nu prea îi place să asculte ce vorbește Dumnezeu și să facă ce spune Dumnezeu. Omul vrea să facă ce vrea el, ce îi place lui. Păi mie, dacă îmi place o mâncare, eu vreau să facă nevastă-mea mâncarea aia. Și chiar dacă face altă mâncare mai bună, care le plac la ceilalți, mie nu-mi trebuie. Doamne,
ai milă și de mine și de toți în dimineața aceasta. Și trimite Duhul Tău cel Sfânt călăuzitorul. Vedeți dumneavoastră, Dumnezeu vorbește. Câți predică în adunările noastre în zilele acestea despre faptul că vorbește Dumnezeu și despre prorocii? Nu sunt împotriva evanghelizărilor și împotriva cuvântului lui Dumnezeu, să fiu bineînțeles. Dar ne ferim să vorbim de prorocii și de ceea ce vorbește Dumnezeu. De ce? Puneți-vă întrebarea cei care predicați și eu care predic uneori. De ce ne ferim să spunem că Dumnezeu vorbește în adunarea Lui? Amin? Domnul să vă binecuvinteze pe toți și să lăsă Dumnezeu o înțelepciune sfântă în momentele acestea, ca să înțelegem că Dumnezeu vorbește. Pentru că sunt câțiva dominați de un duh acelui rău care se potrivesc vorbirii lui Dumnezeu. Și spun tot felul de cuvinte și își adună pietri și dau cu pietri. Doamne, întinde-ți mâna în semn de milă peste toți aceia care dau cu pietri. Și să vadă în cine dau cu pietri. Foarte interesant. Nu dau cu pietri în cei care vorbesc firește, în cei care cântă firește, dau cu pietri în cei care vorbesc duhovnicește. E adevărat sau nu? Aleluia! Doamne, vorbește în ziua de astăzi! Nu vrem să ne rătătăcim! Nu vrem 40 de ani să tot mergem, să tot înconjurăm! Vrem să împlinim cuvântul lui Dumnezeu, așa cum e scris! Nu cum vor oamenii, nici cum vreau eu, nici cum vreți dumneavoastră! Așa cum vrea Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui! Citeam că este bun, încă mai lucrează în bunătate. Am cunoscut o mamă care avea un copil rău. Și în fiecare seară, pe colțul sobei, era mâncarea lui încălzită să mănânce când vine acasă. Și a fost criticată acea mamă de niște oameni. Și știți ce a spus mama? Este copilul meu. Dumnezeu are astăzi milă de mine și de dumneata, pentru că ești copilul lui, slăvit să fie numele lui. Chiar dacă până astăzi n-ai ascultat, n-ai fost ascultător, ai făcut ce ai vrut, oprește-te, frate și soră, în numele Domnului Iisus și fă voia lui Dumnezeu care e scris aici. Pentru că de fiecare cuvânt care iese din gura noastră, aici, în locul acesta, vom răspunde înaintea lui Dumnezeu. Credeți? Slăvit să fie numele Domnului. Mă opresc aici, pentru că timpul trece așa de repede. Și vreau ca omul să vorbească foarte puțin sau deloc. Să vorbească Duhul lui Dumnezeu în locul acesta. Pentru că prin prorocie s-a vorbit, când s-a deschis locul acesta, că Dumnezeu va lucra aici și va vorbi. Aleluia! Împlinește-ți cuvântul Tău, Doamne! Să ne ridicăm, să cerem Duhul Sfânt să coboare, să ne învețe toate lucrurile. Amin! Slăvim numele Tău și glorificăm numele Tău! Preamărim numele Tău de Dumnezeu! Onorăm numele Tău în dimineața aceasta! Și Te rugăm, trimite Duhul Tău!
să ocupăm locurile. Cred că în această dimineață fiecare, frații mei, am putut să ne oprim fiecare în dreptul nostru și ceea ce am citit psalmul acesta 116 și frații au dus câte un îndemn fiecare ca să înțelegem că Dumnezeul nostru vorbește încă. Și aș vrea în continuare ca să îl slăvim pe acest Dumnezeu, trăind o viață sfântă și curată, căci Dumnezeu vorbește încă. Știți ce spunea psalmistul? Într-un psalm spune așa, Dumnezeu, da, Domnul vorbește, mărit să fie Domn. Și spunea, El cheamă pământul de la răsăritului până la sfințit. Și zice, din Sion, de aici este întruparea frumuseții desăvârșite a lui Dumnezeu. De aici strălucește Dumnezeu. Și Dumnezeul nostru, El strigă, El cheamă, mărit să fie Domn, și spunea, strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă, măriți să fie Domnul. Astăzi, în această dimineață, suntem aici, în casa de rugăciune, ca fiecare să înțelegem că Dumnezeul nostru vorbește. Și El spune, ascultă poporul meu învățăturile mele, măriți să fie Domnul. În această dimineață, frații mei, Dumnezeu este acel care vorbește încă. Noi trebuie să ascultăm învățăturile Lui, să luăm aminte la cuvintele gurii Lui, mărit să fie Domnul. Căci Dumnezeul nostru vine în curând și El vine pe norii cerului. Și în ziua aceea, orice ochi îl va vedea pe acest Iisus, pentru că El va veni pe norii cerului să-și ridice ce este a Lui. Pe toți acei care au făcut legământ cu El, mărit să fie Domnul. Aș vrea ca în această dimineață psalmistul își exprima bucuria, își exprima credincioșia față de Dumnezeu și spunea, iubesc pe Domnul, zice, El aude glasul meu și cererile mele, mărit să fie Domnul. Și credincioșia lui care spunea, auziți aici, dacă atât de minunat spunea psalmistul, spunea, zice, El și-a plecat urechea spre mine, de aceea îl voi chema toată viața mea. Auziți cum îți exprima psalmistul bucuria, credincioșia față de Dumnezeu și spunea în versetul 9, auziți ce spunea el, voi umbla înaintea Domnului pe pământul celor vii, dar cum, nu oricum, spunând că Dumnezeu este viu, trăind cu Dumnezeu, lăuda să fie Domnul. Și de aceea spune aici atât de minunat psalmistul, îmi voi împlini juruințele făcute Domnului în fața întregului său popor, lăuda să fie Domnul. De aceea vrem în această dimineață și la acest timp de rugăciune care ne-am rugat și vrem să mai facem o rugăciune, să rugăm pe Domnul, Doamne, Te rugăm, mai oprește-Te în dreptul nostru. Mai zi un cuvânt în această dimineață pentru noi, de iertare, de ridicare, de mântuire, de viață veșnică, mărit să fie Domnul, pentru că și Domnul este acel care ne iubește pe fiecare. Haideți să ne ridicăm în picioare, frații mei, să rugăm pe Domnul în continuare și pentru aceste cauze care le voi citi și ne vom ruga Domnului ca mâna cea bună a Domnului să lucreze peste fiecare cauză, să-și întindă mâna Domnului și să rezolve problemele după sfântă voia Lui, nu după noastră. De multe ori și eu am cererile mele, am problemele mele și cum n-aș vrea, la clipeală de ochi toate, nu, după voia Lui Dumnezeu se fac toate și Dumnezeu să ne asculte pe toți, amin. O soră roagă biserica în numele Domnului să o ajute în rugăciune. Această soră, Mihaela o cheamă, este însărcinată, spune aici, și este foarte bolnavă. Domnul să-și întindă mâna peste această soră. Rog biserica să facă o rugăciune pentru o familie tânără. Sunt necredincioși, spune aici, dar
Vrăjmașul caută ca să îi despartă. Domnul să se îndure și să aibă milă și de această familie, ca să-L caute pe Domn. Rog biserica să facă o rugăciune pentru prietenă Maria, ca Domnul să lucreze la inima ei și să-L urmeze pe Domnul. Domnul să asculte și această dorință. Sunt o soră greu încercată și doresc ca Domnul să intervină, să rezolve cauza grea, Domnul să lucreze în mila Lui. Vă rog să mă ajutați în rugăciune, că sunt bolnav cu rinichii. Sunt un prieten al bisericii, Alin. Domnul să se îndure și de Alin. Biserica este solicitată să facă o rugăciune pentru un prieten grav, bolnav de cancer. Domnul, în bunătatea Lui, să-și întindă mâna peste toate cauzele, și aceste care le-am citit și peste cele care le-am adus noi, fiecare. Domnul să ne asculte pe toți. Haideți cu toți să ne rugăm și mulțumim pentru timpul de rugăciune cu toți. Tată Ceresc și Dumnezeu adevărat! Ridicați în picioare, frații mei, corul să cânte spre slava lui Dumnezeu, și apoi, frații lucrători, vor veni și vor continua slujba care ne stă în față, și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Amin. Yeah.
Slăvit să fie Domnul! Frați și surori, mulțumim Domnului care ne-a binecuvântat și în dimineața aceasta suntem împreună în casa Domnului, unii mai de aproape, alții mai de departe, din orașul nostru sau din altă parte, pe toți dorim Dumnezeu să ne binecuvinteze. Am avut un timp de rugăciune, timp în care am putut veni înaintea Domnului fiecare cu dorințele noastre, aducând jertfă de mulțumire, aducând și înălțând numele Domnului. De aceea vrem să continuăm slujirea din dimineața aceasta. După ce noi am vorbit Domnului prin rugăciunile noastre, să ascultăm în continuare ceea ce Domnul dorește să ne transmită prin cuvântul pe care frații îl vor rosti în numele Domnului. De aceea vrem să ne rugăm pentru această lucrare, să binecuvinteze Dumnezeu pe robii săi în lucrare, aici sau în altă parte unde sunt, și numele Domnului să fie onorat. Vom citi întâi cuvântul Domnului și apoi împreună cu toții ne vom ruga Domnului. Iar în final rog pe fratele Gavrilă Nechifor să continue mijlocirea înaintea Domnului, cerând binecuvântarea și harul Domnului peste lucrare și peste popor. Amin. Vom citi cuvântul Domnului, Evanghelia de la Luca, capitolul 24, începând cu versetul 36, câteva versete și apoi din Cartea Psalmilor, iarăși câteva versete. Pe când vorbeau ei astfel, Iisus a stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh, dar el le-a zis, pentru ce sunteți turburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei de bucurie încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Apoi le-a zis, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci și în psalmi. Cartea Psalmilor, psalmul 61, pagina 587. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele, ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine, că tu ești un adăpost pentru mine, un tur tare împotriva vrășmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele, îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. Tu adaugi zile la zilele împăratului, lungească-i se anii pe vecie. Amin. După aceste cuvinte, așa cum spuneam, să ne rugăm împreună și apoi în final, fratele Gavrilă Nechifor. Amin.
înțelepciunii, Tu singur ești înțelept. În această dimineață ne îndreptăm cu toții inima, gândul și dorința noastră spre Tine, pentru că de la Tine așteptăm în această zi sfat. De la Tine așteptăm învățătură. De la Tine așteptăm, Doamne, ca să Te ocupi de fiecare dintre noi și potrivit cu nevoile pe care Tu le cunoști, Doamne, că Tu știi totul, mărit să fie numele Tău, în vederea nevoilor pe care le avem și, în primul rând, nevoilor spirituale, Te rog să lucrezi în dreptul fiecăruia în această dimineață. Noi toți avem nevoie de Tine. Despărțiți de Tine nu putem face nimic ca bun, că nimic bun nu locuiește în firea noastră pământească, dar am vrea să vină de la Tine în dimineața aceasta ungerea Duhului Tău Sfânt, care să ne învețe, care să ne călăuzească în tot adevărul, ca să putem să trăim frumos ca în timpul zilei și în vremea aceasta zilelor din urmă să putem să facem ce este plăcut înaintea Ta. În scopul acesta te rog să binecuvintezi ziua de astăzi, să o faci cu adevărat o zi de sărbătoare, aleluia, o zi în care Marine, să fim Domnul, onorați cu prezența Ta în mijlocul nostru, Duhul Tău, Doamne, să ia în stăpânire pe cei de care Te vei folosi, prin puterea Amin, Duhului Tău Sfânt, să rostești cuvântul în această dimineață și numele Tău să fie proslăvit. Dă descoperirea cuvântului prin Duhul, Doamne, și am vrea ca Tu să vorbești fiecăruia și în această zi inima noastră tuturora să Te simtă că ești prezent, că Te-ai coborât să-ți cercetezi adunarea, că Te-ai coborât la lucru să-ți faci desăvârșită lucrarea și numele Tău, care e mai presus de orice nume, să fie înălțat ca Domn în inimile noastre tuturora. Vrem să încredințăm lucrarea brațului Tău și pentru toate slăvim numele Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Amin. Vă rugăm frumos să reocupați locurile, frați și surori. Dorim din toată inima Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți care în dimineața aceasta sunteți în casa Domnului la Betania, fie în sală, fie la balcon. Dumnezeu să lase îndurare și har peste fiecare dintre noi. Așa cum observați, în mijlocul nostru este și fratele Tibi, un cunoscut al bisericii. Ne rugăm Dumnezeu să-l binecuvinteze și să-l însoțească în mărturisirea cuvântului sfânt al Scripturii. O parte din frații noștri sunt plecați în lucrarea Domnului, în altă parte ne rugăm și pentru ei, continuăm să înălțăm un gând înaintea Domnului, ca Dumnezeu să binecuvinteze cântarea fanfarei. Sunt în dimineața aceasta la biserica din Mănășturi, pe Frunzișului, Domnul să-i însoțească și a Domnului har să fie peste noi toți. Vrem acum să ne unim cu toții înaintea Domnului, să cântăm dintr-o cântare, apoi sora Lenuța Vereș va lăuda numele Domnului cântând, corul de asemenea se va pregăti să slăvească numele Domnului. Apoi, fratele Caleb va mărturisi cuvântul lui Dumnezeu. În timpul cântărilor comun, să ne închinăm Domnului cu darul de bunăvoie adus la casa lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Amin. Este mai frumoasă ca salvarea dată prin Iisus, nici iubire care să jertfească pentru noi cât s-a jertfit Iisus. Dragostea Lui e darul cel mai minunat. Ce minunat, o, dragostea Lui e darul.
cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea lui e dar cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e dar cel mai minunat, minunat și pentru noi. Zilnic mă înconjoară cu îndurare, văd la orice pas cât e de bun. El mi-a dat pe veșel scumpărare, pot și eu voios acum să-i spun. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e dar cel mai minunat, minunat și pentru noi. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e dar cel mai minunat, minunat și pentru noi. Nu vom înțelege niciodată ce mărează e iubirea sa. Slava nevisată, tot iubirea lui o vom cânta. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e darul cel mai minunat, și pentru noi. Dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat, o, ce minunat, o, dragostea lui e darul cel mai minunat, minunat și pentru. Cea sfântă, Dumnezeul meu, am găsit mereu scăpare în necazul greu. Dar nădejdea ta prin ele, Doamne, m-a însoțit. Am privit mereu spre tine cu credință. Cercare, pace mi-ai adus.
azi când tu mă treci, Părinte, iar prin greu necaz mi se varsă iar fierbinte plânsul pe plin de mângâie. Soarele nădejdii sfinte care-mi dă viața mea mere, fericita mea nădejde, Dumnezeu. Yeah.
Slăvit să fie Domnul! Ești binecuvântat? N-au zis toți, ești binecuvântat? Cei care nu sunteți, spuneți măcar prin credință, pentru că se poate prin spusele noastre să fim binecuvântați, măcar de azi, amin? Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă întreb, când ați avut ultima întâlnire? Mă uit pe la tineri, pe la cei care sunt mai în vârstă. Vă amintiți ce ați vorbit la întâlnirea aceasta? Că nu vă întreb dacă vă amintiți cu cineva ați întâlnit, că asta e un paradox. Să te întâlnești cu cineva, să știi că ai avut o întâlnire și să nu mai știi cu cine. Se mai întâmplă, probabil. Dar întrebarea asta e mai profundă, de fapt. Când ați avut ultima întâlnire cu Iisus, cu Domnul Iisus Hristos? Și nu mă refer la Biserica Betania, nu mă refer la programul acesta, nu mă refer la dimineața aceasta, ci mă refer la acea întâlnire în care ai fost doar tu și El. Când nu se filma, când nu se făceau poze, dar tu te-ai întâlnit cu Domnul Iisus Hristos. Ai simțit că acolo în camera ta sau unde erai, nu știu, poate pe mașină, a coborât lângă tine Domnul Iisus Hristos. Și El n-a venit singur. El a venit cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Și poate că a pus un înger în fața mașinii ca să păzească. Sau unde erai? Când te-ai întâlnit ultima dată cu Iisus? Ce ai vorbit cu El? Ai avut un dialog sau un monolog? Adică i-ai spus doar tu, i-ai spus doar tu, doar tu, doar de ale tale, doar de ale prietenilor tăi? Sau i-ai spus ceva lui Iisus Hristos și El ți-a spus altceva? Oare întâlnirea cu El te-a învârtit în planurile tale? Oare ți-a făcut praf gândurile tale, unele dintre ele? Oare întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos te-a făcut să rămâi pe gânduri? Să nu mai vorbești ca mai înainte? Să nu mai rostești același fel de vorbe și mai ales cu aceeași tonalitate? Pentru că întâlnirea cu El te obligă. Și mesajul pe care mi l-a dat Domnul în această dimineață se intitulează Cucerit la prima întâlnire. Ai fost cucerit? Nu știu de cine. Poate că bărbații, unii dintre ei pot să spună, m-am îndrăgostit de viitoarea mea soție pentru prima dată când am văzut-o. Și mai apoi, totul a fost doar o consecință a întâlnirii acelea. Posibil să fie adevărat. Însă în această dimineață vorbesc despre o cucerire diferită. Este vorba de cucerirea produsă de întâlnirea cu Marele Rege, cu Domnul Iisus Hristos. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Dacă vă veți uita, pentru că suntem în preajma asta, de la înviere spre înălțare, suntem în partea aceea de 40 de zile, în moment în care Domnul Iisus Hristos, în nenumărate rânduri, zice Apostolul Pavel în 1 Corinteni, li s-a arătat ucenicilor, fraților, nu celorlalți, doar fraților, și mai ales celor pe care trebuia să-i restaureze. Dacă veți studia Biblia, veți observa că sunt cel puțin 10 arătări specifice ale Domnului Iisus Hristos. Prima arătare, cum spuneam și într-o vineri seara, este atunci când Domnul Iisus Hristos îi se arată după înviere, pentru prima dată în viață și prima dată El se arată Mariei Magdalena, Mariei din Magdala. Da? Îi se arată, ne spune cuvântul Domnului, Marcu capitolul 16, nu intrăm în detalii, Ioan 20 descrie în detaliu lucrul acesta. Mai apoi ne spune cuvântul Domnului, tot Marcu capitolul 16, Domnul Iisus Hristos li se arată celor doi care merg pe drumul aproape interzis, spuneam altă dată, pe drumul Emausului. Li se arată a doi ucenici, unul dintre ei anonim, mergeau la țară. Da? Așa spune cuvântul Domnului. Apoi în a treia arătare cronologică, Domnul Iisus Hristos îi se arată, știți cui? Cui credeți? Lui Simon. Veți spune, de unde știți asta? De unde știm asta? Păi exact din pasajul acesta, capitolul 24, Luca, capitolul 24, versetul 34. Când au venit cei doi de pe drumul Emausului și au intrat în locația unde erau cei 11, acum era și Toma prezent, vom vedea imediat când a plecat Toma, acolo, împreună cu toți ceilalți care erau prezenți, ne spune cuvântul Domnului, au găsit pe cei 11 și pe cei ce erau cu ei adunați la un loc și zicând, a înviat Domnul cu adevărat și s-a arătat lui Simon. A treia arătare cronologică a Domnului Iisus Hristos după înviere este lui Petru. Nu-i spune nimic care să fie cuantificabil, care să fie scris în Scriptură, probabil doar îl privește. Și probabil că întâlnirea asta l-a cucerit în primul pas. Mai apoi, la Marea Tiberiade, îl învinge pentru întotdeauna și rămâne pentru Iisus Hristos, alinindu-se după El să fie robul Lui, să fie ucenicul lui Iisus Hristos. Este a treia arătare. A patra arătare a Domnului Iisus Hristos este în pasajul acesta. Ne spune cuvântul Domnului că era 11, da? Iuda lipsea, bineînțeles, pentru că între timp se spânzurase și mersese în iad pentru întotdeauna.
Dar acum e prezent și Toma și cu ceilalți care sunt adunați, nu știm cine-s. De aceea nu ne permitem luxul să dăm interpretări și să spunem, probabil că au fost aceia, probabil că ceilalți, nu știu cine au fost. Dar ne spune Biblia, și cei doi de pe drumul Emausului au început să vorbească cu cei 11, acum era și Toma, și cu ceilalți care erau prezenți și au istorisit ce li se întâmplase pe drum și cum l-au cunoscut la frângerea pâinii. În timp ce vorbesc cei doi, Cleopa și cu ucenicul anonim, se întâmplă ceva. Un bărbat își ridică bagajele și pleacă. E vorba de Toma. Pentru că evanghelistul Ioan zice așa, în seara învierii, când ucenicii, nu zice că cei 11, mare atenție, erau adunați, Toma lipsea. Șocant. Să fii la un minut, probabil, la distanță de 5 minute, la distanță de 10 minute de momentul în care se apropie Marele Rege și intră în locul în care erau prezența aceea. Și pentru că unul, nu știu ce s-a întâmplat, i-a sunat telefonul, nu știu ce s-a întâmplat, a avut o întâlnire mai importantă, a plecat. Toma a plecat. Apropo, pentru cei care pleacă din sanctuar, din biserică, înainte să se termine programul și nu au o altă slujire în o altă parte, Toma a ieșit. Nu știu ce nu mi-a fi plăcut. Cum gesticulează Cleopa? Cum arată ucenicul anonim? Că nu știu exact numele, poate că știau ei, nu știu. Dar știu că Toma a ieșit și s-a dus. Și aici desprindem ideea de ce zice Apostolul Pavel, s-a arătat mai întâi lui Petru, da? 1 Corinteni capitolul 15, versetul 5. Și s-a arătat lui Chifa, este numele anterior al lui Petru, înainte să fie întâlnit cu Iisus Hristos în mod real. Apoi, celor, citiți cu voce tare, vă rog. Celor 12, cine să ăștia? Că au venit unii teologi care au vrut să dizolve Biblia și au zis, păi cum, Iuda era iad? Cum li s-a arătat la cei 12? Pavele, tu cam ai deviat. Nu, 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 fiți foarte atenți. Erau 10 pentru că Toma lipsese din cei 11, plecase, și au mai venit doi ucenici, Cleopa și ucenicul anonim. Și sunt 12 în pasajul acesta. Este a cincea arătare a Marelui Rege. Celor 12 împreună cu toți ceilalți. Nu știu cine erau, bărbați, femei, nu știu cine. Este a cincea arătare. A șasea arătare, Iisus merge a opta zi. Pentru? Pentru cine? Pentru Toma. Mai vine odată la întâlnire? Ce mare rege avem noi, care lasă toate prioritățile lui, lasă mai în spate și îl caută pe un Toma. A opta zi, în a șasea arătare, vine și li se arată celor 11. Celor 11, cum zice evanghelistul Marco? Apoi, a noua arătare, zice 1 Corinteni, capitolul 15, îi se arată lui Iacov. Știți ce îi se arată lui Iacov? Iisus știa că martirul numărul 1 după Ștefan, dintre ucenici, este Iacov. Și Iacov are nevoie de o întâlnire personală. Are nevoie de o privire profundă a Marelui Rege al lui Iisus Hristos. Și nu știu ce a spus, așa de mult mi-aș dori să știu ce a vorbit Iisus cu Iacov. Ce a vorbit Iacov cu Iisus. Însă știu că această întâlnire i-a cucerit în așa manieră încât Iacov a zis, dau totul pentru Iisus Hristos. Când Irod a zis, să fie decapitat, Iacov n-a comentat. A zis, nu, eu m-am întâlnit cu Iisus Hristos și întâlnirea mea cu El după înviere a fost o întâlnire atât de profundă încât mi-a schimbat sistemul valoric, mi l-a dat peste cap. Pentru mine moartea pentru El este mai importantă decât trăirea încă 50 de ani în lumea aceasta. Pentru că eu am fost cucerit de întâlnirea cu Iisus Hristos. S-a arătat lui Iacov. Și apoi, după ce s-a înălțat ca să fie apostol și apostolul neamurilor, numitul Saul de mai înainte, actualmente Pavel, știți ce se întâmplă? Apoi spune apostolul Pavel, ca unei stârpituri, mi s-a arătat și mie. Este a noua arătare cronologică. Între arătările astea există o arătare pe care nu putem stabili exact în cronologie. I s-a arătat la știți la câți frați? La peste, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Apoi Domnul Iisus Hristos s-a arătat, versetul 6, 1 Corinteni capitolul 15. După aceea, după ce s-a arătat la cei 12, probabil să fie aici, probabil nu, s-a arătat la peste 500 de frați deodată, dintre care cei mai mulți, scrie apostolul Pavel, sunt încă în viață, iar unii
au adormit. Știți cât suntem noi în sală aproximativ în această dimineață? Aproximativ 250 de persoane. Imaginați-vă că am fi de două ori mai mulți aici și la toți dintr-o dată se intre nu știu de unde, poate din tavan, poate din stânga sau din dreapta, nu știu de unde se apară, de nicăieri, poate apărea și din pardosea, de oriunde poate apărea, se apară Domnul Iisus Hristos. Oare la cine s-ar duce? Oare care de aici? Iacov, acela care trebuie să fie următorul martir? Oare care e Petru, acela care s-a trădat și a zis, Iisus, înainte să mă duc la Iacov, înainte să mă duc la ucenicii mei care sunt aproape de mine, am nevoie de un Petru pe care trebuie să-l restaurez. Oare care e acela? Nu știu care e. Dar dacă te simți în starea aceasta, este prezent aici Iisus Hristos și arătarea Lui este pentru fiecare dintre noi. El nu ne spune, noi suntem așa, tu stai în colțul cu tare, tu stai în colțul cu tare, tu stai în balcon, de tine n-am timp, de tine n-am nevoie. Iisus Hristos se arată la toți, la toți frații, amin? Și la surori, slăvit să fie numele Domnului. Se arată la peste 500 de frați, deodată, nu știu unde erau ăștia, nu știu cum. Nu știu cum s-au întâlnit, pentru că nu-i găsim notarea de sus atunci când se întâmplă la Rosalie să vină Duhul Sfânt. De fapt, nu se întâmplă, a fost providențial, a fost planul lui Dumnezeu. Se împlinește până la urmă promisiunea lui Dumnezeu. Nu știm unde sunt, nu știu. Dar știm un singur lucru. Iisus se arată. Iisus produce o arătare care este, de fapt, o întâlnire care are un scop precis. Să-i cucerească pe oameni. Știți de ce suntem noi în această dimineață aici? Nu spuneți că am venit pentru că e duminică dimineața, care ar fi o mare tragedie. Nu spuneți că am venit pentru că au venit cei dragi cu noi și am venit în aceeași mașină și dacă n-am consumat nici măcar combustibil și nici bani, măcar să venim la închinare. Și nu spuneți că sunteți penticostali și pentru asta ați venit și nici măcar că vreți să fiți numiți pocăiți. Spuneți-mi că ați venit pentru că a fost o întâlnire reală cu Iisus Hristos. A fost un moment în care Marele Rege v-a spus... Tu ai nevoie de mine, tu ai nevoie de întâlnirea mea cu tine, da, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Și dacă este prezentă în sală o persoană care încă nu l-a întâlnit pe Iisus Hristos, El este prezent aici. El este în balcon deopotrivă și jos în sală, pentru că este prezent pentru noi toți în această dimineață. Și întâlnirea din această dimineață este programată de cer, cu un scop special destinat pentru tine. El vrea să te cucerească. Și sper că te va cuceri în dimineața asta, pentru care toată puterea în cer și pe pământ, amin? Slăvit să fie numele Lui! Slăvit să fie numele Lui! Glorie Domnului Iisus Hristos! El ne întâlnește. Ce vrea să facă El când ne întâlnește? Pentru că noi oamenii ne întâlnim cu scopuri diferite, avem tot felul de gânduri, unii se întâlnesc cu alții ca să-i critique, alții se întâlnesc cu alții ca să-și facă poze cu ei, dacă sunt mai importanți. Nu știu de ce se întâlnesc oamenii, dar de ce s-a întâlnit Iisus cu ei? Pe când vorbeau ei astfel, observați că Iisus vine în timp ce vorbește despre El. Înțelegeți? Iisus vine în timp ce vorbim despre El. În timp ce mărturisim faptul că noi credem că El a înviat. În timp ce vorbim și cântăm și vorbim de fapt prin cântare și prin poezie, prin ce facem noi, Iisus vine prezent. Și pe când vorbeau ei, observați sublinierea, este o dovadă a învierii Lui trupește. Însuși Iisus, accentul nu-i la întâmplare. Cuvântul acesta, însuși Iisus, nu este degeaba. Însuși Iisus a venit și a stat. Expresia, a stat în mijlocul lor și le-a zis, știți ce? Pace vouă! Pace vouă! Aveau ei nevoie de pace? Cum să nu aibă? De fapt, când te întâlnește Iisus, în primul rând, îți alungă îndoiala. Atâtea îndoieli nenumărate. Îndoiel peste îndoiel. O fi fost Iisus în această dimineață, vor spune unii, plecând de aici, sau nu o fi fost? O fi fost doar un program sau un mod prin care noi ne-am închinat lui Iisus Hristos? O fi fost oare doar stație, microfon, amvon și celelalte flori și bănci frumoase și lucruri frumoase la Betania? Sau oare o fi fost Iisus Hristos? Unii pleacă de la biserică spunând asta. Sunt în îndoială, sunt într-un fel de combinație de frică, de spaimă și bucurie. Observați care e ideea. Plin de frică și de spaimă, ei credeau, dar ce credeau? Ce credem unii dintre noi? Credeau că este un duh. Apoi ne spune Biblia, fiindcă ei de bucurie, nu-i șocant? Să fii bucuros și din cauza bucuriei, nu știu din ce motiv generată, din cauza bucuriei, să nu poți să crezi? Uneori nu poți să crezi din cauza
rușinii. Alteori nu poți să crezi din cauza faptului că ți-e frică, ți-e spaimă, ai fobie, ai tot felul de gânduri murdare, ai tot felul de stări de tulburare, cum spunea Iisus Hristos. Ai tot felul de gânduri care se ridică mai întâi în inimă și apoi devin verbalizate, rostite pentru cei din jur. Dacă mai apucă, dacă nu rămân în minte și le rumeci în biserică, le rumeci pe Facebook, le rumeci pe internet, nu știu pe unde le rumeci, dar tot sunt gânduri care se ridică. Când vine Iisus Hristos la întâlnire, știi ce face El? El alungă îndoiala. El nu vine doar ca să ne spună, da, sunt aici. El spune, sunt aici și am venit pentru inima voastră. Am venit pentru că sunt conștient, sunt omniscient, știu totul. Știu că în inima voastră este tulburare. Știu că în inima voastră este un gând care s-a ridicat. Și gândul acesta este privitor la mine. Unii spun, Iisus a înviat, adevărat, dar numai în duh. Nu spun cum se numesc aceștia din punct de vedere teologic, pentru că nu mă ajută la nimic. Alții spun, e adevărat că El a înviat, dar numai în suflet, în spirit. Ei, vreau să vă spun în această dimineață, Iisus Hristos a înviat în trup. Amin? Slăvit să fie numele Lui! El a înviat în trup și când vine El, îți alungă îndoiala. Nu știu care e îndoiala ta, legată de o situație familială, legată de un gând din biserică, legată de inima ta. Poate în această dimineață ești prezent aici și spui, eu nu mai pot să cred. Am crezut 30 de ani în Iisus Hristos că a înviat. Am crezut 30 de ani că Iisus Hristos îmi coordonează viața. Am crezut 30 de ani că Iisus Hristos este cu binoclu pe mine și dă zoom pe imaginea drumurilor pe unde mă duc eu. Apropie imaginea și știe tot. El știe detaliile prafului care se află sub talpa picioarelor mele. Dar dintr-o dată îmi dau seama că totul e hazard. Dintr-o dată îmi dau seama că sunt doar unii ucenici care cred. Dintr-o dată îmi dau seama că dacă nu-l voi atinge, dacă nu voi reuși să fiu cu simțul tactil mulțumit, atunci nu cred în El, cum a zis Toma. Ei, în această dimineață este prezent aici Iisus Hristos. Slăvit să fie numele Lui. El este prezent aici să-ți spună, alungă îndoiala din inima ta. De ce ești tulburat? Pentru o factură? Am în cer resurse să-ți trimit bani pentru asta. Pentru ce ești tulburat? Pentru un cont pe care nu poți să-l administrezi din bancă? Pentru ce ești tulburat? Pentru o fiică care nu te ascultă? Stai liniștit! Eu lucrez la mintea ei, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Eu am acele sisteme speciale prin care să ating inima. Ce fel de gânduri sunt acelea pe care le ai în inima ta? Legat de un om care nu te mai înțelege? Legat de o persoană care nu mai vrea să te asculte? Legat de cineva care nu mai vrea să meargă împreună cu tine, cum se spunea la timpul de rugăciune, și parcă este dezorientare în familia ta? Eu sunt prezent aici, spune Iisus Hristos, alungă îndoiala. De ce ai astfel de gânduri? A venit aici ca să te eliberezi, amin? A venit aici să scriu numele tău în cartea vieții, nu doar să fii simpatizant al Bisericii Betania, ci a venit nu să te scriu într-un registru al Bisericii Betania, să devii membru doar, ci să te fac un mădular în trupul lui Iisus Hristos. Eu vreau să scriu numele tău în cer, amin? Slăvit să fie numele Domnului! Alungă îndoiala. Și acum, în timp ce îți vorbesc, este prezent aici Duhul Sfânt. Este prezent în sală și la balcon și El îți alungă îndoiala. El îți alungă îndoiala aceea pe care o ai în inimă și tu o știi foarte bine. Nu e timp acum să le detaliem pe toate, dar Duhul Sfânt le știe pe toate în dimineața asta. Amin? Slăvit să fie numele Lui. Alungă îndoiala. Este motivul pentru care vine Iisus Hristos să se întâlnească cu tine. El este prezent aici, dar El se arată la peste 500, nu de grupe de frați, ci se arată la peste 500 de frați, iar se arată individual la fiecare dintre noi, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Cucerit la prima întâlnire. Pentru acești 10, nu pentru cei 12, doar pentru cei 10 și ceilalți care mai erau adunați, cel puțin pentru unii dintre ei, întâlnirea aceasta a fost prima după înviere. Prima după înviere. Și Iisus le-a alungat îndoiala. În al doilea rând, Iisus nu doar alungă îndoiala, El adeverește învierea. Hristos a înviat. Vedeți, numai de Paște suntem obișnuiți să spunem. Hristos a înviat. Slăvit să fie numele Lui. El când vine la întâlnire, la fiecare întâlnire dintre ale noastre, cu ocazia asta v-am și trezit pe unii, da, El știți ce face? El vine, de ce vine? Ca să ne adeverească învierea. De ce a fost nevoie să ridice palmele? Să le arate, nu știu cum le-a arătat, nu pot să spun exact. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. După ce le răspunde la inima lor, după ce le pune întrebările care efectiv îi zdruncină în interiorul lor mai întâi și ei își dau seama, da, El ne cunoaște, El ne știe, El ne pune întrebările care sunt cel mai compatibile cu noi și cu starea noastră, le spune cuvântul Domnului, El zice, uitați-vă,
La ce să ne uităm? Uitați-vă la sandalele mele, putea să spună. Uitați-vă la garderoba mea. Uitați-vă, pentru că am o garderobă primită din cer, dar nu știm de unde a apărut. N-a apucat să se întâlnească cu Petru, să-i ceară o haină. Nu, n-a avut aceeași haină, pentru că haina aceea a fost ruptă. Cum s-a îmbrăcat Iisus? A avut o garderobă din cer, cu siguranță. El este marele rege care poate să facă din nimic o garderobă. Tu care spui că nu mai ai haine, că nu mai ai nu știu ce, stai liniștit, ai un rege, amin? Ai un Dumnezeu în cer care poate să-ți dea de toate, amin? Slăvit să fie numele Domnului. Îmbrăcat așa și putea să spună, uitați-vă, haina asta e din cer. Sunt absolut sigur că Iisus a venit îmbrăcat în fața tuturor. E clar. Nu mai stăm în detalii de genos. Putea să le spună lucrurile acestea. Însă Iisus zice, uitați-vă. Când se uitau în palma dreaptă, exista o gaură. Și gaura asta se vedea și pe față, și pe față, și interior. A zis, uitați-vă. Nu știu cum a ridicat piciorul sau ce a făcut. Și a zis, uitați-vă la picioarele mele. Probabil că n-a ridicat piciorul, pentru că ei trebuia să vină aproape. Uitați-vă la mâinile mele. Uitați-vă la picioarele mele. Eu sunt. Aveți ocazia să mă atingeți. Atingeți-mă. Aveți ocazia să puneți degetele voastre în rănile mele. Dacă nu credeți, dacă cumva credeți că e un duh și că a apărut o arătare, nu știu de care, spune cuvântul Domnului, și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Ce au văzut ei? A văzut aceleași mâini care s-au apropiat odată de un lepros. Și nu i-a fost frică că lepra se transmite prin atingere. Deși în mod logic și normal, biologic, lepra trebuia să se transmită prin atingere. Și Luca capitolul 5 ne spune cuvântul Domnului că Iisus, în fața oamenilor care încercau să facă poze, să spună, oh, nu, nu poate să fie Iisus, pentru că nu are voie să facă minuni în ziua sabatului. Domnul Iisus Hristos, în fața tuturor, fără să-L intereseze ce spun ceilalți, merge înaintea leprosului și ce spune cuvântul Domnului? Îl atinge. Cum? E mâna aceea care l-a atins pe lepros. Și printr-o simplă atingere, leprosul a fost vindecat. E mâna aceea care l-a atins-o pe soacra lui Petru. A prins-o de mână, ea tremura, avea fobie, ca și ucenicii ăștia. Era un tremur, era o situație grea, era tulburată. Și în timp ce a atins-o de mână, a zis, ridică-te. Și prin atingerea aceea, la fracțiune de secundă, frigurile au plecat din trupul soacrei lui Petru. Nu vă explic cum, n-am cum să vă explic asta. Era aceeași mână care mergea pe valuri, deasupra valorilor. Și când Petru era în valuri și a zis, Doamne, Doamne, scapă-mă, pentru că întotdeauna voi fi înnecat. Îi spune cuvântul Domnului Iisus, i-a întins mâna, l-a prins de mână și a zis, Petre, fii puternic, e mâna mea aici la mijloc, amin? Este aceeași mână care s-a apropiat de bărbatul ăla, Luca 14, bolnav de dropică. Nici măcar nu știu doctorii să spună exact care e boala aceea actualmente. Și ne spune cuvântul Domnului, și-a întins mâna și l-a atins. Și boala lui de dropică a plecat, pentru că l-a atins marele rege, e aceeași mână. Dar la un moment dat este mâna care s-a împreunat cu cealaltă și s-a dus în Ghețimani. Și acolo în Ghețimani a început să plângă. Și apoi e mâna aceea care a fost julită de oamenii care l-au împins, l-au trădat, l-au bătut. E mâna aceea pe care au prins-o un soldat roman fără nicio milă, nici măcar un pic de milă n-a avut. I-a întins-o cât mai mult posibil ca să fie întins corpul lui, atârnând pe Golgota, și în palmă i-a pus un piron. E mâna aceea care și din care n-a mai mers sânge, care efectiv a fost moartă. E mâna aceea, da, uitați-vă la mâinile mele. Și a zis mai apoi, uitați-vă la picioarele mele, sunt aceleași picioare pe care Maria aceea, în care a fost 7 demoni, și-a dat seama că trebuie să răsplătească cumva dragostea lui Dumnezeu pentru ea. Și a zis, mă duc și consum cea mai bun din viața mea, banii mei pe care am câștigat în urma trudei unui an întreg de muncă, da, mă duc și pun la picioarele lui Iisus. Și șterg cu părul meu și cu lacrimile mele spăl picioarele. Sunt aceleași picioare, dar sunt picioarele pe care Iisus Hristos le-a lăsat să fie prinse în cuie pe Golgota. Uitați-vă, sunt mâinile și picioarele mele. Și în această dimineață pot să-ți spun, sunt aceleași mâini care de atâtea ori te-a vizitat când erai în spital. Sunt aceleași mâini care de atâtea ori ți-a șters transpirația de pe frunte. Sunt aceleași mâini pe care le-ai simțit de atâtea ori când a zis, stai liniștit, eu sunt lângă tine. Sunt mâinile acelea care uneori te-au bătut pe umăr când nimeni nu mai avea timp de tine. Când erai ca un ucenic care te-a ascuns de ceilalți. A venit Iisus Hristos și cu mâna lui blândă a zis, eu sunt lângă tine. Eu sunt pe șira spinării tale. Eu sunt acolo la rinichiul tău. Eu sunt la ficatul tău. Mâna mea eternă este prezent acolo. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. A zis Hristos, uitați-vă!
Uitați-vă în primul rând la mâinile mele. Uitați-vă că sunt aceleași mâini. Adevărat că sunt mai ridate. Adevărat că sunt mai trecute prin experiențe. Dar uitați-vă, sunt aceleași mâini. Sunt aceleași picioare. Și ca să le dovedească, ca să le acrediteze, ca să le adeverească învierea, a zis: aveți ceva de mâncare? Ca să nu cumva să credeți că doar mâinile sunt aceleași. Uitați-vă, și gura mea este aceeași. Și organismul meu este același. Da, dintr-un punct de vedere. Adică eu pot să consum mâncare ca și voi. Sunt în dimensiunea voastră în același timp, dar am și un trup glorios că pot să trec printre ziduri. Am două dimensiuni acum. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Când te-ai uitat ultima dată la mâinile lui Iisus Hristos, nu la mâinile slujitorilor care sunt slabi, care sunt neputincioase, când te-ai uitat ultima dată la mâinile lui Iisus Hristos și se spui lui Iisus Hristos: Doamne, mai atinge-mă o dată, mai vindecă-mă o dată, mai pune mâna ta pe creștetul meu, Doamne, pentru că prea mult și-au pus mâna și n-am putut să facă nimic, dar mâna ta eternă poate să mă elibereze, Doamne. Poate să scoată tulburarea din inima mea, poate să alungă gândurile care se ridică uneori în mintea mea și în inima mea. Doamne, atinge-mă încă o dată, pentru că Tu ești viu pentru întotdeauna. Tu ai murit și ai înviat, slăvit să fie numele Tău, și ai înviat pentru ca la Betania în această dimineață de 18 mai să fii prezent, să fii real, să fii printre rânduri. Amin? Slăvit să fie numele Domnului. Adevărește învierea și le zice: dați-mi ceva de mâncare. Aveți ceva aici? Acum nu știu cum o fi avut ei de mâncare, nu știu de unde și-o fi scos de prin traist, nu știu, dar ne spune Biblia, i-au dat o bucată de pește. De pește fript. Oare cum de aveau peștele fript? Interesant. Foarte interesant. Oare cum de aveau fagură de miere? Observați, i-au dat mâncări speciale. Ce îi dai lui Iisus Hristos în această dimineață? Oare ai ceva care să-i dai? Peștele n-a fost așa prins, acum aruncat acolo, îl dau în scârbă. Ce? N-am nevoie să iau un duh oricum, n-am nevoie de el. Știți cum au dat? Au dat cu multă gingă și au zis: peștele trebuie să fie fript. El trebuie să fie pregătit, pentru că atunci când îi dau ceva lui Iisus Hristos, trebuie să fie cât mai pregătit. Amin? Pentru asta trebuie să mă consum. S-au consumat și ei. Au prins mai întâi peștele, apoi l-au pregătit, au prins foc, toate detaliile astea. Pentru că Iisus nu merită ce ne rămâne nouă în dulapurile noastre și zicem: gata, nu, asta nu mai port, dau pentru Iisus. Stați liniștiți, trebuie să-i dai ce mai bun, ce mai bun. Peștele trebuie să fie fript și fagurile de miere. Dar să nu fie gol, să fie cu miere, mă înțelegeți? Un fagură de miere. I-au dat, el i-a luat și a mâncat, știți unde? Înaintea lor. Păi nu te gândești că le faci poftă? Nu, nu, nu despre asta e vorba. Ei trebuie să înțeleagă. Eu nu doar țin în gură peștele, eu îl consum. Pentru că eu trebuie să le adeferesc lor. Eu trebuie să le dovedesc lor. Da, cu adevărat am înviat. Amin? Slăviți să fie numele Domnului. De multe ori ne așteptăm să ne arate Dumnezeu voile sale prin minuni. De foarte multe ori. Și eu de cele mai multe ori aștept un mesaj profetic. Aștept niște voci speciale, aștept să-mi vorbească oamenii care sunt înalți în slujire. Dar uneori Dumnezeu îți vorbește și prin ce? Prin peștii tăi. Dumnezeu ia un pește pe care tu l-ai fript, pe care tu l-ai prins, pentru care tu te-ai consumat și cu un pește de-al tău îți dă lecții. Peștele era fript de ei, nu l-a fript Iisus, ca și pe Marea Tiberiadei, când i-a aștepta cu pește fript, pus pește ratic deasupra. Și cu peștele lui le adeverește, cu peștele lor, cu peștele lor le spune: da, uitați-vă, e fagurile de miere pe care voi l-ați colectat, este mierea pentru care voi v-ați consumat și prin acestea vă arăt minuni. Așteptați-vă să vă vorbească Dumnezeu prin lucrurile legate de care nu vă așteptați. Amin? Lăsați-L pe Dumnezeu să facă minuni. Știți prin ce? Printr-un pește care e mort, ai zice, da, n-are viață. Dar Dumnezeu poate să facă minuni prin peștele acela. Așteaptă-te ca Dumnezeu să-ți vorbească pentru fagure de miere, dar fii atent, nu cumva să îl lași pe Dumnezeu sau să-i dai lui Dumnezeu ocazia să vorbească numai prin ce vrei tu. Noi foarte multe ori vrem vocea lui Dumnezeu, vrem ca Dumnezeu să ne vorbească și spunem: Doamne, vorbește-mi, dar vorbește-mi numai așa. Dacă îmi vorbește altfel, atunci nu. Nu sunt gata să te ascult. Lăsați-L pe Dumnezeu să vorbească prin metodele pe care El vrea să le folosească. Amin? Dumnezeu îți va vorbi uneori printr-un plic, nu știu cum. Dumnezeu îți va vorbi uneori printr-o situație care este de neieșit, dar prin situația aceea vei vedea. Poate Dumnezeu să-ți vorbească printr-un far a unei mașini. Nu știu prin ce-ți vorbește Dumnezeu, dar lasă-ți pe Dumnezeu să-ți vorbească prin lucruri pe care tu le numești banale, sunt neimportante, dar fii captat la vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu poate să vorbească. Amin? Ascultă-L, înțelege-L, pentru că învierea lui Iisus Hristos a fost dovedită prin lucruri de acestea, pește și fagure de miere. Da, dar a fost dovedită pentru că ei și-au dat seama, da, El a consumat, a mâncat lucrurile acestea și n-a avut nicio reacție adversă. Da, El a adeverit învierea. Și în al treilea lucru cu care m-a apucat de încheiere, când se întâlnește Iisus cu noi, ne asigură împlinirea.
Ei erau debusolați încă, da? Ne spune Biblia, fiindcă ei de bucurie, interesant, să fii bucuros și să nu poți să crezi, da? Știți că există un fel de bucurie pe care noi o generăm în biserică uneori și care produce îndoială, nu mai știi ce să crezi. Mă înțelegeți lucrul acest? Încă nu credeau. Erau în momentul acela, parcă nu știau ce să creadă, nu s-au desmeticit clar, nu știau ce să facă. Și cum spune cuvântul Domnului, după ce le-a dat de mâncare, apoi le-a zis, versetul 44, iată ce vă spuneam, citează, iată ce vă spuneam când încă eram cu voi, că trebuie să se împlinească tot ce este scris despre mine în legea lui Moise, în proroci, și în psalmi. Și nu intrăm în aceste trei părți ale Vechiului Testament în detaliu. Ascultați ce spune cuvântul Domnului. Atunci le-a deschis mintea. Ce cheie are Dumnezeu? Ce cheie are Domnul Iisus Hristos? Ce sisteme? El n-are nevoie de chei umane. El n-are nevoie de tot felul de sisteme de ale noastre, ale predicatorilor, prin care să încercăm să intrăm în inima publicului. El are un cuvânt al lui pe care atunci când îl rostește, când îl citează, se produc minuni în sală. Amin? Slăvit să fie numele lui. Le-a deschis mintea prin Biblie, prin cuvântul lui Dumnezeu. Și ne spune cuvântul Domnului și le-a zis, așa, din nou, este scris și așa trebuia să pătimească Hristos, vedeți, mai întâi să pătimească și să învie a treia zi dintre cei morți și să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele lui. Știți ce? Care e scopul învierii lui? De ce s-a adeverit învierea lui? Să se propovădească numele lui și numai numele lui. Nu papa de la Roma, nu ceilalți, nu Francisc I, nu, numai în numele lui. Pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim, și așa s-a întâmplat în Fapte 2, să se propovăduiască pocăința, asta este prioritară, și iertarea păcatelor. Pentru că iertarea păcatelor vine numai în urma pocăinței și numai în credința în numele lui. Și spune cuvântul Domnului, voi sunteți martori ai lui și a acestor lucruri. Și iată, observați, până acum prezint o împlinire a unei promisiuni dată înainte de a fi mort. Acum, după înviere, spune, vedeți, toate s-au împlinit și câteva dintre ele urmează să se împlinească prin pocăința voastră. Dar mai apoi zice, iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți, partea voastră este să rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Observați, acum este o promisiune legată de viitorul lor. Rămâneți în cetate. Tatăl v-a promis, Tatăl v-a făgăduit că vă va da Duhul Sfânt, că va trimite o îmbrăcăminte specială și lucrul acesta se va împlini. S-a împlinit? S-a împlinit? Amin, slăvit să fie numele Domnului. După 10 zile de la stăruință a venit ziua Rusaliilor și nu se putea să fie într-o altă zi. Totul era programat din cer și a venit ca vâjuit unui vânt puternic, a venit Duhul Sfânt și s-a împărțit peste toți cei ce erau adunați acolo. Aproape 120 de oameni, lipseau 380, nu știu pe unde erau, dar peste cei care au fost acolo. Acolo a venit Duhul Sfânt pentru că El, Domnul Iisus Hristos, când s-a întâlnit cu ei, le-a asigurat împlinirea. Oare cum te simți în această zi? Ești îndoielnic? Legat de o stare de-a ta? Legat de o stare de-a celui drag? Oare ai gânduri în inima ta care sunt de tulburare, de frică? Oare nu știi ce să crezi? Este prezent aici Iisus Hristos și prezența Lui îți alungă îndoială în dimineața asta. Spune lui Iisus Hristos, Doamne, nu mai sunt într-o stare de îndoială, ci mă încred în Tine, Doamne, și numai în Tine, pentru că prin încrederea mea pusă în Tine voi avea biruință. Cucerit la prima întâlnire, îți alungă Hristos îndoiala, îți adeverește învierea și apoi, în al treilea rând, îți asigură împlinirea. Și fie ca cei care n-au fost încă botezați în Duhul Sfânt sau cu Duhul Sfânt, în ei această promisiune să se împlinească chiar azi, până nu se termină seara aceasta, ziua aceasta, să fie botezați cu Duhul Sfânt. Amin. Slăvit să fie Domnul, frați și surori, să continuăm să cântăm cu toții dintr-o cântare, apoi sora Melania dorește să recite o poezie, o ascultăm, Dumnezeu să o binecuvinteze, corul va slăvi numele Domnului și fratele Tibi va continua să mărturisească cuvântul Domnului. Dumnezeu să-L ajute și harul Domnului să fie peste noi toți. Amin. Thank you.
o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, ziua e pe drum. După toată alergarea, fericit vei fi și tu, vei primi cununa slavei lui Iisus. Deci vorbește-te acum, până încă mai e har, nu lăsa să treacă timpul în zadar. Va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, aleșii Domnului cu El vor fi. Vei fi și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Ce minune va fi când Domnul va veni, toți aleșii Domnului cu El vor fi. Și tu acolo la masa Domnului, pregătește-te că ziua e pe drum. Binecuvântat să fie Tatăl, Fiul și puterea Duhului Sfânt. Pe El, pe El, pe Hrist să îl urmați în viață, știind că El cu drag v-a căutat, urmând oricând voioși a Lui povață, exact așa cum știți și cum v-a învățat. Chiar dacă marea câteodată geme și bolta vieții plină e de nori, pe El să-L aveți cu voi în orice vreme și așa veți fi oricând biruitori. Pe El, pe Hrist să-L iubiți întotdeauna, așa cum și El pe voi v-a iubit. Și chiar de-ar fi să bântuie furtuna, la glasul Lui furtuni s-au potolit. Pe El să-L primiți cu drag în casă și stăruiți zicându-i, o rămâi, poftindu-l ca să stea cu voi la masă și în toate dați-i locul cel din tâi. Pe El să-l aveți oricând părinte, prieten bun și frate între frați, pe urma Lui să mergeți înainte și ce nu știți, pe El să-l întrebați. Pe El să-l aveți cu voi pe cale, de călăuză, sfetnic bun, fidel, primind cu drag îndemnurile sale,
mergând pe drumul arătat de el. Pe el apoi chemați la vă scoate, când veți fi prinși în laț de cel mișel. Iisus vă fie mai presus de toate, ca în toate totul să-l aveți pe el. Amin. Slăvit să fie Domnul! Îmi este greu să vă țin o predică după fratele Caleb. Dumnezeu i-a dat un mesaj deosebit, dar mă gândesc că dumneavoastră îmi sunteți de ajutor, v-ați rugat pentru mine și Dumnezeu va avea milă și de mine pentru mesajul care urmează să vi-l transmit. Fratele Rus
a citit Psalmul 61, pe care dumneavoastră l-ați auzit, și voi citi, voi relua câteva versete. Ascultă, Dumnezeule, strigătele mele. Ia aminte la rugăciunea mea. De la capătul pământului strig către tine cu inima mâhnită și zic, du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine, căci tu ești un adăpost pentru mine, un turn tare împotriva vrăjmașului. Aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale, căci tu, Dumnezeule, îmi asculți juruințele și îmi dai moștenirea celor ce se tem de numele tău. M-am gândit cum aș putea să denumesc mesajul pentru mine și pentru dumneavoastră care mă ascultați. Și mi-a venit în minte gândul acesta, o întrebare, cum putem să avem o relație bună cu Dumnezeu? Cum putem să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Nu știu cât vă pot ține eu de atent. Psalmistul în Psalmul 62 cu versetul 11 spune: odată mi-a vorbit Domnul și de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Dumnezeu la evanghelizare ne-a vorbit odată prin fratele Caleb. Aș vrea să vorbească Dumnezeu și prin mine, și Dumnezeu ne vorbește. Așa cum amintea fratele nostru la ora de rugăciune, Dumnezeu, da, Domnul vorbește în Psalmul 50 și cheamă pământul și pe cei din biserica Betania îi cheamă să asculte mesajul care vine din partea lui Dumnezeu. Odată, de două ori, de multe ori, problema este, suntem gata să ascultăm mesajul din partea lui Dumnezeu? Scripturile ne îndeamnă în Efeseni, capitolul 5, cu versetul 16. Răscumpărați vremea, că zilele sunt rele. Să nu ne trezim că am venit aici de dimineață de la 9 la 12 și mergem cu sufletul gol de aici. Aici Dumnezeu vrea să ne vorbească și vrea Dumnezeu ca noi să ascultăm. Nu știu în ce măsură cei din Efes, tot la capitolul 5 cu versetul 14, erau când apostolul Pavel le vestea cuvântul, dar știu că le spune o vorbă așa mai apăsată când le zice: deșteaptă-te tu care dormi, scoală-te din morți și Hristos, El ne luminează, dragii mei. Despre El s-a vorbit, că s-a prezentat El însuși. Erau ucenici acolo, dar ei aveau nevoie de încărcătură, să încarce bateriile, aveau nevoie de ajutor, aveau nevoie de cuvântul Domnului, aveau nevoie să fie convinși că ei nu sunt singuri, că Domnul este cu ei. Și aș dori Domnul să se atingă de noi. Odată, de două ori, de sute și de mii de ori ne-a vorbit Dumnezeu. Îmi amintesc de un copil care era în casa lui Dumnezeu.
Și noi toți suntem copiii lui Dumnezeu. În 1 Samuel, capitolul 3, cu versetul 10, Dumnezeu se prezintă la Samuel, acolo la templu. Și îi vorbește Dumnezeu. El tânăr și dormea bine, n-avea probleme cu somnul, s-a gândit, poate mi s-a părut mie că aud o voce, că mă strigă. Și din nou a continuat să doarmă mai departe. Și Dumnezeu, care îl iubea așa de mult, n-a vrut să îl lasă pe Samuel uitat, părăsit, că el era copil, nu înțelegea. Dar Dumnezeu așa s-a purtat cu el până când Samuel a înțeles vorbirea din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu îl strigă a doua oară. Samuele, Samuele! Cum a reacționat Samuel, dragii mei? O crezut că îl cheamă preotul Eli. O fugit la preot. Nu-i rău să alergi la slujitorul lui Dumnezeu. Nu-i greșit. Poate că Dumnezeu îl va cerceta și pe el și el va ști să-ți-l arate pe Iisus. Pe Iisus care poate să vindece, pe Iisus care te scoate din starea de nenorocire, pe Iisus care poate să-ți rezolve durerea, necazul. Ce-i spune Eli? Du-te și te culcă. Și din nou Dumnezeu nu se lasă, din nou vorbește lui Samuel. Samuele, Samuele! Și Samuel din nou nu înțelege, se duce în fața preotului, iată-mă că m-ai chemat. S-a prins un beculeț în mintea lui Eli atunci. Aici este vocea lui Dumnezeu care vrea să-i vorbească lui Samuel. Samuele, du-te înapoi la locul tău și Dumnezeu îți va mai vorbi. Du-te că Dumnezeu are un plan să-ți vorbească. Și în această zi, Dumnezeu are un plan cu privire la noi să ne cerceteze, să ne vorbească. Dacă mai auzi vocea, tu să spui, vorbește, Doamne, căci robul tău ascultă. Poți să spui și tu lucrul acesta în momentul acesta? Eu aș vrea să-l spun din toată inima, vorbește-ne, Doamne! Vreau să-mi vorbești, cel puțin mie personal, dar și poporului acestuia. Tu să cercetezi biserica din locul acesta și să vorbești acestui popor. Dumnezeu să ne cerceteze. Psalmul 61 care s-a citit scrie aici că este un psalm al lui David. Știți, nu-i nevoie de multă teorie cu privire la David. Era deja împărat. Avea palate, avea bogății, era și proroc al Domnului, era un om bogat, era un om viteaz, era un om deosebit. Și el a știut că soluția pentru el ca să se apropie de Dumnezeu, în primul rând, este rugăciunea. Ce a făcut David? S-a rugat lui Dumnezeu și a spus, ascultă, Doamne! Strigătele mele, sunt în încercare acum, chiar dacă sunt împărat. Eu știu un lucru, că peste cel mare, cum zice Eclesiastul, mi se pare, sau proverbele, peste cel mare este altul și mai mare. Este Dumnezeu care-i deasupra, care-i pe tron, care poate veni în ajutorul, cum spune odată împăratul Asa, știu că tu ești un Dumnezeu care vii în ajutorul celui slab, ca și celui tare. Tu ești gata să vii în ajutorul celor care se roagă. Mărit să fie Domnul! Și cântarea ne provoacă și ne spune, când te afli înstrâmtorat, alergi la preot, nu-i bai, nu-i greșit, alergi la oamenii de pe pământ, nu-i rău, într-o oarecare măsură căutăm ajutor unii la alții. Dar cel mai important, când te afli înstrâmtorat, strigă către Domnul. Strigă către Domnul! Orice ce te apasă, strigă către Domnul
că El nu ne lasă, mărit să fie Dumnezeu. Am experiența aceasta și aș putea spune că dacă nu venea Domnul când l-am chemat de multe ori, nu știu ce s-ar fi întâmplat cu mine. Dacă nu venea Domnul în familia mea, în nopți grele, în situații critice, nu știu ce s-ar fi întâmplat, dar aș putea să mărturisesc în fața dumneavoastră, până aici, valabil pentru mine și pentru biserica dumneavoastră, până aici, Dumnezeu ne-a ajutat. Slăvit să-i fie numele și-s convins că El vrea să ne ajute și mai departe. Problema este să-L chemăm în situațiile prin care trecem. Și când ne merge bine să-L chemăm și să-L rugăm să rămână El cu noi, când ne merge rău, atunci e normal că-L chemăm, dar să nu uităm și în momentele binecuvântate să-L chemăm pe Domnul și să-L rugăm să aibă milă de noi. Psalmistul, împăratul, nu știu ce necaz o fi avut, spun unii teologi că fiul său Absalon s-a ridicat împotriva lui să ia tronul, să ia împărăția. Și a fost o durere mare pentru David când chiar copilul lui, cel din casa lui, îl pune într-o situație de rușine, de umilință, de zdrobire, de amărăciune. Și David, ce să facă în situația asta? Probabil că era rușine să alerge la popor să le spună ce se întâmplă. El s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu i-a apărat pricina și cauza. Cunoaștem din Scriptură cum ce s-a întâmplat cu Absalon, pentru că nu știu să cinstească pe tatăl său și pe mama sa ca să poată să trăiască mult și să fie fericit. Dar Dumnezeu și-a apărat cauza și-a dus planul la îndeplinire și-a lucrat așa cum a găsit el, de cuvință. David atât s-a rugat lui Dumnezeu și mai departe s-a smerit înaintea lui Dumnezeu. Ce să facem noi pentru ca situațiile noastre, când trecem prin încercări, să poată să fie rezolvate? Scripturile ne spun, smeriți-vă, cum? Sub mâna tare a lui Dumnezeu și la vremea potrivită. El își duce planul la îndeplinire în ce privește poporul Domnului, în ce privește copiii lui. Uitați-vă în 2 Cronici, în capitolul 7, cu versetul 14. Am învățat de la David și am învățat de la Solomon și de la alți oameni al lui Dumnezeu. Spune aici cuvântul, dacă poporul meu, 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14, dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, se va ruga, va căuta fața mea, se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara. Slăvit să fie Domnul! Dacă poporul meu, peste care este chemat numele meu, se va smeri, adică se va apropia de Dumnezeu cu smerenie, cu rugăciune. Și vreau să vă spun, în vremea aceasta avem nevoie mai mult de Dumnezeu ca oricând. Cum scrie cuvântul în Psalmul 46, cu versetul 6-7, vă spun eu imediat, Psalmul 46, zice cuvântul lui Dumnezeu, versetul 6, neamurile se frământă,
împărățiile se clatină, dar glasul lui Dumnezeu răsună și pământul se topește de groază. Însă Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Nu-i așa? Că în vremea aceasta lumea întreagă este într-o frământare. Lumea întreagă își pune întrebarea, oare ce urmează? Oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu își pun problema, oare se va întâmpla cataclismul, nenorocirea? România își pune problema când la granițele ei sunt veștile groaznice, oare ce va fi? Dumnezeul nostru este un turn de scăpare pentru noi. Noi suntem chemați la rugăciune, pentru ca Dumnezeu să intervină, suntem chemați la smerenie. Noi suntem chemați să căutăm fața lui Dumnezeu, așa cum spune Psalmul 27 cu versetul 8. Inima îmi zice din partea ta, ce îmi spune inima? Caută fața mea! Și psalmistul răspunde și spune, și fața ta, Doamne, o caut. E vremea să căutăm fața lui Dumnezeu pentru noi, pentru familie, pentru țară, pentru lumea întreagă. E vremea să ne apropiem de Dumnezeu când îl mai putem găsi, cum spune Scriptura în Isaia 55 cu versetul 6. Căutați pe Domnul când îl mai putem găsi, dragii mei, pe Dumnezeu. Câte vreme se poate găsi, chemați-L, câte vreme este aproape. Și continuă prorocul Isaia și spune să se lase cel rău de calea lui și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui. Și ce să facă? Să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Slăvit să fie Domnul! Dumnezeu ne cheamă la smerenie. Nu știm când vom pleca din lumea aceasta. Nu știm când Dumnezeu ne cheamă. Dar e bine să știm că Dumnezeu îi ia la El numai pe cei smeriți. Da, este un adevăr scris în Sfânta Scriptură. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Am venit la templul Domnului în această zi. Uitați-vă în Luca, capitolul 18, de la versetul 9 la 14. Acolo spune că s-au înfățișat doi oameni, aproximativ 250 or fi probabil aici. Așa două tabere. Unii care se încred în neprihănirea lor, unii care se încred cât postesc, cât milostenie au făcut, câte fapte grozave au făcut, și sunt oameni care și-au ațintit privirile spre Domnul și care spun, ai milă de mine, păcătosul! Unii ar putea să spună, uitându-se peste umăr, eu nu-s ca vameșul acesta, eu nu-s ca și alții din adunare, eu-s mai grozav, cât am contribuit, cât am muncit, cât am făcut. Probabil că ai făcut că Dumnezeu ți-a dat ce trebuie, ai făcut că Dumnezeu ți-a dat înțelepciune, ai făcut că Dumnezeu ți-a dat sănătate, ai făcut pentru că Dumnezeu te-a ajutat și te-a pus la încercare în momentele de binecuvântare de belșug. Ce vei face? Dar nimeni nu se poate lăuda înaintea lui Dumnezeu că El e grozav. Nu te poți lăuda cu ce ai tu, te poți lăuda cu ce îți dă El, cu ce are El în tine și în viața ta. Nu știți versetul acela din Ieremia, capitolul 9, cu versetul 23, când acolo spune cuvântul, cel tare care se încrede în mușchii lui, care se încrede în tinerețea lui, în vigoarea lui, în puterea, în forța lui, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui. Cel tare
să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui. Și mai departe, versetul următor, ci cel ce se laudă, să se laude că mă cunoaște și că știe că eu, zice Domnul, eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate, slăvit să fie Dumnezeu. Vedeți, la templu, vameșul și fariseul, fariseul o rugăciune scurtă, probabil se ruga mai mult acasă și își dădea seama de situația lui, ai milă de mine, păcătosul. Și acum ia cuvântul Domnul Iisus în versetul 14 din Luca 18, mi se pare, când Domnul Iisus spune, vă spun că omul care s-a smerit se va întoarce mai degrabă acasă. Cum? Socotit neprihănit decât celălalt. Pentru că oricine se înalță va fi smerit și oricine se smerește va fi înălțat. Ne vom întoarce acasă, la locuințele noastre, aici unde locuim. Este un moment în care să medităm cum ne întoarcem acasă și avem timp să schimbăm în viața noastră situația dacă suntem mândri, să ne mai smerim ca să nu ne smerească Dumnezeu. Dar ce e mai important? Vine vremea când ne vom întoarce acasă. Știți unde acasă? Când Dumnezeu ne cheamă din lumea aceasta. Astăzi, în 18 mai, Dumnezeu ne vorbește că trebuie să ne smerim și avem timp, nu știm cât timp. Știți dumneavoastră cum e cu timpul, cu bogatul din Luca 12? Suflete, ai timp. Nici unul nu știe cât timp are. Problema este astăzi când auzim cuvântul lui Dumnezeu să fim precauți, să ne îndreptăm viața, să ne punem în rânduială după cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cheamă să ne smerim. Nu se pot pocăi oamenii pentru că nu se smeresc. Nu pot veni în casa împăratului pentru că nu se smeresc. Știți dumneavoastră în 2 Samuel, capitolul 9, cu versetul 8, David, împăratul, pune o întrebare, începând de la versetul 1, mai este cineva din casa lui Saul să mă port cu el cu o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu? Cineva îi răspunde, mai este unul olog de amândouă picioarele. Vreau să vină la masa mea. El are nevoie de ajutorul meu. Și când Mefiboset nu este forțat să meargă la masa împăratului, este întrebat, te cheamă împăratul. Știți ce face Mefiboset? Versetul 8 spune că se închină înaintea împăratului. El s-a închinat și a zis, cine este robul tău ca să te uiți la un câine mort ca mine? Dar împăratul care face făgăduința, vei sta totdeauna la masa mea dacă accepti invitația. Și dacă te smerești, și dacă te închini, și dacă te rogi, eu îți voi purta de grijă. Nu te îngrijora pentru ziua de mâine, pentru viitorul tău, pentru că eu sunt la cârmă, pentru că eu sunt pe tron. Frate drag, vei spune, cuvântul vorbește celor necredincioși. Nu, cuvântul îți vorbește ție și mie. Vă amintiți de un proroc din Sfânta Scriptură? Care n-a prea știut el să se smerească înaintea lui Dumnezeu, până când într-o zi Dumnezeu în mod special s-a atins de el. Știți despre cine e vorba? Despre prorocul Isaia, în capitolul 6, până acolo îi critica pe tineri, de bieții tineri când îl vedeau, îl ocoleau și s-ascundeau. Le critica pe femei cu părul, cu parfumul, cu știu eu, cu hainele, cu încălțămintea, în toate felurile. Și Domnul se gândește, trebuie să mă ocup în mod special de Isaia. Și când Domnul îl cercetează, zice, în anul morții împăratului Ozia,
M-am gândit, oare ce semn o fi și acesta? A plecat împăratul. Da, dar este un împărat care nu moare. Este un împărat care stă pe tron, care dirigează omenirea întreagă. L-am văzut pe Domnul, spune el. Am văzut serafimii cu trei perechi de aripi sau șase acolo, sau cu două și acopereau fața, cu două picioarele, cu două zburau. Am auzit o voce care spunea că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este sfânt, că Dumnezeu este sfânt, slăvit să-i fie numele. Și atunci am zis, când Dumnezeu m-a cercetat, avea nevoie și el de smerenie, vai de mine! Nu mă compar cu sora, nu mă compar cu fratele, nu mă compar cu tânărul, nu mă compar cu bogatul sau cu săracul. Eu mă uit la mine și dacă mă uit numai la mine, mă gândesc, poate să am o părere bună despre mine. Dar când mă uit la Domnul, comparația nu o fac cu semenii, comparația mea o fac cu Domnul și îl văd cât îi de sfânt. Și îl văd că a murit pentru păcatele mele. Și Duhul Sfânt s-a coborât peste Isaia și când Dumnezeu l-a cercetat, a putut să spună, dacă Domnul n-are milă de mine, sunt pierdut fără de Dumnezeu. Și eu și poporul și cu toții am crezut că numai alții e problemă cu ei. Dar văd că problema trebuie să înceapă de la mine. Eu trebuie să mă smeresc mai întâi. Și apoi Dumnezeu mă voi ruga și pentru ceilalți. Și Dumnezeu îi va cerceta și pe ei, cum m-a cercetat pe mine. Și Dumnezeu ne va ajuta să putem să ajungem în împărăția Lui. Slăvit să fie Domnul! Mi-amintesc de un om avut, bogat, în Luca, capitolul 7, de Sfânta Scriptură. Era sutaș, el își iubea semenii, el îi iubea pe bolnavi, el îi iubea pe robi, el îi iubea pe evrei, pe unguri, pe nemți, pe ruși, pe americani. El n-avea probleme de naționalitate. Era un om cu o inimă mare. Și odată robul lui s-a îmbolnăvit. Și ce s-a gândit el? Este rob, nimeni nu-l bagă în seamă. Dar am auzit de Iisus Hristos, de Învățătorul. Am auzit că face minuni. L-a trimis să-l cheme pe Iisus. Și vedeți dumneavoastră, părerea oamenilor despre sutaș a fost grozavă și, într-adevăr, cred că a fost un om deosebit. Ce spun bătrânii care merg în fața Domnului despre sutaș? Învățătorule, avem un sutaș în cetate, un om bogat, dar nu zgârcit, un om bogat, dar generos, un om care ne-a zidit și nouă sinagoga, care are grijă de bolnavi, se comportă civilizat cu robii. Nu vrei să vii că te cheamă să faci ceva pentru robul lui. Și Domnul când îi aude, îi crede și ține cont de vorba bună pe care ei o pun pentru sutaș și se pornește să meargă spre el. Și cineva îi dă de veste sutașului, vine învățătorul, vine în casa ta și el se cutremură și spune, vai de mine, să vină Iisus în casa mea, mă smeresc la pulberea pământului, o, cum să-l întâmpin, cum să vorbesc cu învățătorul acesta? Duceți-vă înapoi și spuneți-i, nu sunt vrednic să intre sub acoperământul meu, dar de acolo de unde este să zică un cuvânt și robul meu se va tămădui. Slăvit să fie Domnul! Care este părerea ta despre tine? Cercetează-te și să mă smeresc înaintea Domnului. Acum s-ar putea eu să greșesc, părerea mea despre mine să fie bună, dar ce zic vecinii mei despre mine? Ce zic colegii de serviciu despre mine? Ce zic cei de la școală despre mine? Ce zic cei din orașul în care locuiesc despre mine? E important să știi că e important ce spun oamenii despre tine. Dar cel mai important este ce zice Domnul despre noi. Știți, când sutașul se smerește înaintea lui Dumnezeu, Domnul vorbește despre el.
Tutașul spune, și eu am sub stăpânire robi. Îi zic unuia du-te și se duce, altuia vino și vine. Și tu, eu cred că tu ești cel prea înalt, ești Fiul lui Dumnezeu. Zi doar un cuvânt. Și Domnul spune despre el, s-a uitat în jur, s-a uitat la evrei, ca o mustrare le-a spus-o. Adevărat vă spun că nici în Israel n-am găsit o credință, așa de mare ca la sutașul acesta. Robul tău va fi tămăduit sau este vindecat, pentru că este cuvântul lui Dumnezeu când vrea să înalțe pe cei smeriți și când vrea să-și arate puterea, slăvit să fie Domnul. Este cuvântul lui Dumnezeu. Îmi amintesc, pentru cei smeriți, Dumnezeu vrea să lucreze. Și uneori ne pune la încercare ca să vadă, putem rămâne smeriți? În Matei 15, începând cu versetul 21 la 29, o femeie sirofiniciană se prezintă la Domnul Iisus cu rugăciune, așa cum trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Ai milă de mine! Avea ceva femeia aceasta, ea? Nu, era o mamă. O mamă dintre neamuri, era sirofiniciană. Ea nu avea. Dar durerea ei nu putea fi explicată în cuvinte. Ai milă de mine, fiul lui David, fiica mea este muncită rău. Ai milă de mine. Și Domnul o pune la încercare. Nu a fost ușor. Când ești în durere, în necaz, să fii la încercare. Și zice cântarea, când Domnul te încearcă, fii treaz, dragul meu, veghează într-una, să nu-ți pierzi cununa, oricât e încercarea de grea. Cuptorul e încins, tu stai neatins, tu rămâi în picioare în vremea încercării, când Domnul te încearcă, El are un plan în viața ta. Domnul îi spune, nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Și nu-i îngăduit să iau pâinea de la copii, să o dau la căței. Câtă umilință pe biata femeie! O face ca pe un câine, umblu să găsesc un ajutor și el mă jignește. Nu, Domnul a vrut să o încerce. Și ea asta și s-a gândit. Are dreptate Domnul. Eu n-am merit înaintea Lui. El a venit pentru copiii lui Israel, dar știți ce răspuns dă ea? Doamne, și căței se hrănesc cu fărămiturile care cad de la masa stăpânului. Dacă vrei să mă plec pe genunchi, mă voi ruga până mă vei asculta. Dacă vrei, numai fărămituri și acestea servesc pentru hrană. Voi asculta de tine, îs în fața ta care cunoști toate lucrurile și care pot să-mi vii în ajutor. Și când ea spune aceste cuvinte, Doamne, și căței se hrănesc cu fărmiturile de la masa stăpânului. Știți ce îi spune Domnul când o vede cât se zmerește și se umilește? O femeie, mare este credința ta, fiica ta se tămăduiește, se vindecă. Du-te în pace, pentru că tu primești și mântuire, pentru că așa se întâmplă cu cei flămânzi și însetați după neprihănire. Ei vor fi săturați. Dumnezeu să ne cerceteze, să putem să ne zmerim înaintea Lui, să putem să ne punem la dispoziția Lui și El să se îndure și să aibă milă de noi. Dragii mei, într-adevăr, timpul s-a scurs, modelul nostru de smerenie este Iisus Hristos. Ne uităm în Filipeni, capitolul 2, începând de la versetul 5, măcar că era Fiul lui Dumnezeu, n-o s-o cotit ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. S-o smerit, s-o făcut ascultător până la moarte și nu oricum, încă în moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de
orice nume. Dumnezeu ne cheamă și pe noi la smerenie. Galateni 2:20, ne cheamă să răstignim firea pământească. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc cu credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Dumnezeu să ne ajute! Cine vrea să se urmeze, să mă urmeze, să vină la smerenie, spunea Domnul Iisus. Să se umilească înaintea Domnului, să-și recunoască că n-avem merite niciunul. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Ce să facem ca să ne apropiem mai mult de Dumnezeu? Rugăciune, smerenie, încredere în Dumnezeu, spunea psalmistul, împăratul. Împăratul David, de la capătul pământului stric, era el oare chiar ultimul om de pe pământ, dar a știut că dacă se smerește, poate să aibă trecere înaintea lui Dumnezeu. Și a văzut de unde l-a salvat Dumnezeu, de unde l-a scos, cum zice Psalmul 40 cu versetul 1. Îmi pusesem nădejdea în Domnul, El s-a plecat spre mine și mi-a ascultat strigătul. M-a scos din groapa peirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Și mai departe apoi Domnul a lucrat în viața mea. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Și psalmistul, cu voce poate mai puternică ca și a mea, și a îndreptat glasul și a spus, de la capătul pământului stric către tine, du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge, că este prea înaltă pentru mine, căci tu ești un adăpost pentru mine și un turn tare împotriva vrăjmașului. Cel neprihănit, zice Proverbe, capitolul 18 cu versetul 10, face din Dumnezeu un turn și în ziua necazului se ascunde în turnul acesta și este salvat. Și apoi psalmistul își exprimă dorința, aș vrea să locuiesc pe vecie în cortul tău, să alerg la adăpostul aripilor tale. Dragii mei, este un har pentru noi că ne găsim în casa lui Dumnezeu. Spune psalmistul în psalmul 132, nu voi da somn ochilor mei, nici ațipire pleoapelor mele, până când nu voi găsi un loc pentru Domnul, să fiu în casa Lui, că Dumnezeu este în adunarea Lui Dumnezeu. Cum zice în psalmul 50 cuvântul din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Și în psalmul 122 spune psalmistul, un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa lui Dumnezeu, în cortul lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute să nu părăsim casa Lui. Aici Dumnezeu ne dă hrană pentru creștere spirituală. Aici Dumnezeu dă vindecare. Să fim consecvenți. Odată a lipsit Toma. Nu obișnuia să lipsească. El nu a fost necredincios. A fost, cred eu, tare credincios. Și când s-a convins de Domnul Iisus, a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Dar atunci când a lipsit, s-a prezentat Domnul și el a rămas trist și zdrobit. În cuvântul Domnului din Luca 13, ni se vorbește despre o femeie în vârstă, 18 ani, a fost gârbovă și a avut un duh de neputință, dar a fost consecventă în casa lui Dumnezeu. A fost prezentă și Domnul a avut milă de ea când Domnul s-a prezentat la sinagogă, a dezlegat-o de neputința ei și ea a fost plină de bucurie că a văzut mâna Domnului. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim prezenți în casa Lui. Aici, cum amintea fratele, este mâna lui Dumnezeu cea perforată, mâna care a frânt pâinile
Și s-a descoperit în felul acesta mâna care a pus-o peste bolnavi, mâna care a atins leproșii, mâna care a întins-o peste cei neputincioși și a adus rezolvare. Și mâna lui nu-i prea scurtă, urechea lui nu-i prea tare. El este prezent în biserica din Betania să dea înviorare, să facă cercetare, așa cum spune Maleahii în capitolul 4, pentru voi care vă temeți de numele meu, va răsări, dispar norii, se termină și cu ploaia. Nu te îndoi însă, ci crede că după orice nor e un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele e acel ce învinge și rămâne stăpân în urmă el. Tu mi-ai împlinit și mi-ai ascultat juruințele. Am făcut o juruință că îl vom sluji până când? Până la moarte. Dumnezeu să ne ajute pe toți. Psalmul 16 de la oarea de rugăciune, acolo cu versetul 12, spune: cum voi răsplăti Domnului toate binefacerile Lui față de mine? Voi înălța paharul izbăvirilor? Voi înălța numele Domnului și îmi voi împlini juruințele făcute înaintea celui preanalt? Doamne, ajută-ne! Am zis că până la moarte, cântarea spune tot la fel, până la moarte slujim cu credință, Iisuse, Doamne, al nostru împărat, sub al Tău steag vom avea biruință, lupta vom dârz, bărbăție ne-ai dat. Până la moarte pe Iisus urmăm noi și înapoi niciun pas nu vom da. Până la moarte sub steagul de luptă, așa cum Iisus la Golgota l-a înălțat. Doamne, ajută-ne! Amin! Slăvit să fie Domnul! Așa de minunat lucrează Dumnezeu, așa de minunată e lucrarea lui Dumnezeu, dragii mei. Ni se vorbea astăzi despre Domnul care s-a arătat, Domnul care se arată și astăzi. Și poate ar fi puțin. În Psalmul 61, Domnul mai face ceva. E drept la dorința omului, în prezența harului și a puterii lui Dumnezeu, spunea David: du-mă pe stânca pe care nu pot ajunge. Aici văd dorința lui David, aici văd rugăciunea lui înaintea lui Dumnezeu, văd prezența harului lui Dumnezeu: Doamne, du-mă Tu că eu nu pot. Și în același timp, puterea lui Dumnezeu de a ne duce. O, Domnul să lucreze în continuare. Și apoi încă ceva. Îl duce pe om, îl ridică de acolo de unde a fost sau de unde este când se apropie cu credință de Dumnezeu, îl duce pe stâncă. Și stânca aceasta este Hristos, un loc de siguranță. Cel mai sigur loc, dragii mei. Dar mai face ceva. Știți ce? Spunea versetul 6 din Psalm: Tu adaugi zile. Auziți? Mai adaugă Dumnezeu zile la viața noastră. David spunea în dreptul lui. Ne mai dă posibilitatea aceasta. După ce vedem prezența lui Dumnezeu, după ce beneficiem de faptul că ne ridică Dumnezeu, ne vorbește de șansa aceasta ce o avem, ca mâna lui să ne ridice, ne mai dă și zile. Viața nu-i în puterea noastră, nu o putem noi lungi, dragii mei. Și totuși, prin ascultare sau neascultare putem face viața mai lungă sau mai scurtă, nu-i cazul să vorbesc despre asta. Dar Dumnezeu să ne dea putere, dragii mei, în rugăciunea aceasta în finală, să ne încredințăm cu toții în mâna Domnului. Să rămânem credincioși lângă Domnul, să rămânem pe stâncă, stânca fiind Hristos, având cântarea cea nouă pe buzele noastre, rămânând la smerenie, la ascultare de Dumnezeu. În
zilele câte ni le va dărui Dumnezeu pe pământul acesta. Și de ce? Că într-o zi vrea să ne ducă din locul acesta pământesc într-un loc ceresc. Mă duc să vă pregătesc un loc, spunea Domnul Iisus, acolo unde voi fi eu să fie și slujitorul meu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vă invit să stăm ridicați înaintea Domnului și să-i mulțumim totodată Domnului pentru dimineața aceasta și să ne încredințăm în brațul Domnului la despărțire. Să o facem cu toți, iar în final în loc pe fratele Gavrilă Tanțău să mulțumească Domnului. Amin. Să reocupați locurile pentru câteva momente. În finalul întâlnirii din dimineața aceasta, dragii mei, vrem să mulțumim Domnului pentru harul dăruit, pentru cuvântul Său care l-a rostit în auzul urechilor noastre. Dumnezeu fie slăvit! Mulțumim fraților care au slujit în dimineața aceasta, fratelui Tibi care a stat la îndemâna Domnului să ne aducă cuvânt de încurajare, cuvânt de îmbărbătare. Dumnezeu să-L binecuvinteze!
Pentru după masă vă anunțăm că vom avea din nou slujbă în casa Domnului aici, începând cu ora 18, când vom avea și frați invitați. Este vorba de sora Semida Istrate, care împreună cu alți frați va fi în locul acesta, va sluji prin cântare. Ne rugăm Dumnezeu să-i ajute, să-i binecuvinteze. Apoi anunțăm pentru duminica următoare de 25 mai, aici în casa Domnului la Betania, va avea loc o căsătorie, este vorba despre Răzvan și Petruța, familia Cristurean și Tocaci, vor aduce în casa Domnului copiilor pentru a primi binecuvântarea în căsătorie. Dumnezeu să-i binecuvinteze, probabil anunțul se va repeta după masă, noi am observat, dacă sunt aici, îs la fanfară, m-am gândit, slujesc împreună cu fanfara la biserica de pe Frunzișului, Dumnezeu să-i binecuvinteze și harul Domnului să fie cu noi toți. Ne despărțim din casa lui Dumnezeu, dând mână de binecuvântare. Amin.